Sebastian Dobrincu l-am cunoscut la un eveniment în București și m-am entuziasmat foarte tare când a acceptat să fie primul meu invitat din podcast. Sebastian are doar 21 de ani și a devenit faimos în momentul în care revista Forbes din State l-a denumit cel mai tânăr milionar din Silicon Valley. Succesul lui și implicit acest statut le-a dobândit datorită startup-ului său, StoryHip, care rezolvă o nevoie aparent foarte simplă. Și anume, îi ajută pe artiști să posteze stories pe Snapchat și Instagram în același timp. Da, clar, și eu m-am întrebat cum se poate ca o idee atât de simplă să-ți aducă un asemenea succes. Și mai mult m-am întrebat ce se poate ascunde în spatele acestui tânăr, adică cum reușești să ai un succes atât de vreme la o vârstă atât de fragedă, și nu numai asta, dar se cunoști oameni ca Tim Cook, CEO de la Apple, și Mark Zuckerberg, CEO de la Facebook. Uh, mi se pare realizări incredibile pentru un băiat care are doar 21 de ani. Fiind pasionat de muzică și foarte talentat, a început recent să-și construiască și o carieră muzicală, lansând un videoclip la piesa On Your Mind, produs împreună cu Marius Moga. Momentul înregistrării Episodului care urmează a fost între o ședință foto și un reportaj TV pe care le făcea parte din turul de promovare a piesei. Mă așteptam că va fi un interviu așa grăbit și că nu vom sta foarte mult la povești, dar am fost plăcut surprins să descoper un tânăr foarte misto, pasionat de tehnologie și dornic să inspire și pe alții cu povestea lui. Neascultătorii cu Sergiu Biriș Bine, v-am găsit, dragi neascultători. Um, am emoții. Primul meu episod din Neascultătorii, și am ținut foarte, foarte mult ca primul invitat din podcastul meu să fie Sebastian Dobrincu. Bună, salut, Sebastian! Salut! Mă bucur mult că mai ai aici ca prim invitat la, la Neascultătorii. <laughs> și eu mă bucur că ai venit. Cred că titlul este self explanatory cumva, dacă te gândești din perspectiva antreprenoriatului digital în mod special. Cumva, când mă uit la tine așa, mă regăsesc un pic și pe mine, că mi-amintesc că și eu am început ca web designer, am făcut... Cred că toți care activăm în domeniu avem oarecum ne regăsim unul în alții, pentru că, în primul rând, toți am început, cred că, de tineri și din pasiune. Nu neapărat cu gândul de a crea afaceri sau a face bani sau am plecat toți pentru că asta ne pasiona asta. Că asta a fost sparkul ul ăsta care care ne a ne dus pe toți în, în tehnologie, nu? Așa e. Așa -i, Așa a fost și în cazul meu și uh, am avut și eu niște succes uh, mai mm -hmm. de tânăr, așa. Doar așa mă? niște succes, puțin, nu un pic. <laughs> Și uh, am zis, bă, musa este prind, ne-am întâlnit mă aici. Mă bucur am... că ne-am prins, uite, acum avem, avem șansa să discutăm pe larg. Da, ne-am întâlnit aici în București, tu mâine pleci înapoi în stat. Da, mâine mă întorc în Los Angeles, în 20 de ore am avion. Da, da, da. <laughs> și ești într-un Acum tur astă de, de Ultim, da, ultima 100 de metri cu filmări, cu tot, cu muzică, pentru cei care nu știu, m-am apucat de muzică de curând și necesită multă energie să, să susții muzică. E altceva, așa -i? da. Da, da. E alt, trebuie. Trebuie, să, trebuie, să, te expui mai mult, să nu mai merge ca pe <laughs> Ca pe antreprenoria să stai în birou și doar să rezolvi probleme de acolo, de la calculator, dar hai! Uite, e o aventură nouă și ne reinventăm constant. Asta da. înseamnă până la urmă să, să evoluăm foarte tare. Bravo! Uh, sigur, ajungem și la partea de muzică, mm. sunt un pic fascinat, așa cum ai, cum ai trecut și pe domeniul ăsta. Uh, pentru cei care nu îl cunosc pe Sebastian, nu știu dacă mai sunteți vreo doi, uh, <laughs> Uh, ai fost numit uh, the youngest millionaire yeah. in Silicon Valley, yeah. ai, uh, lumea, lumea se uită la tine uh, ca la un exemplu de succes, ceea ce uh, e adevărat, ești un exemplu de succes, mai ales la o vârstă atât de fragedă și uh, aș vrea cumva să-ți dissec un pic creierul așa astăzi, să mm -hmm. uh, pick your discuss. brain a little bit, să, să înțeleg un pic ce uh, cum, uh, cum ai pornit tu și de unde a vor pasiunea asta mm -hmm. pentru tehnologie în primul rând? Mm -hmm. Păi hai să ne întoarcem chiar de la, de la începutul începutului. Nu, uite, când aveam în jur de 5-6 ani, în jurul vârstei elea, mi-au luat ei primul calculator și din poveștile lor, fiindcă eu nu mai țin minte, evident, încă de, de la prima mea interacțiune am început să le desfac. Nu știu cum, de unde, primul instinct a fost să desfac calculatorul ăla. Și din ce am înțeles, eram foarte bun la desfăcut. La pus la loc nu eram atât de bun, mereu mă certau că le lasam toate piesele, scoteam plăcuțele, eram ce mai erau plăcile videole scoteam cum erau pe atunci, dar eram foarte bun la desfăcut și mă fascinat pe mine să văd ce cum funcționează mufele alea înăuntru, cablurile alea, sloturile, tot ce era înăuntru acolo. Nu știu, m-a pasionat încă de la început din, din poveștile lor, am înțeles asta. Și în jurul vârstei de șapte ani. Știu că mă jucam eu pe calculator, aveam jocurile mele acolo ce-mi ce instalase raimei și din greșeală am dat peste fișierele sursă la un joc ce jucam, nu mai știu pe atunci, un joc de ăsta stupid ceva. Așa. Și cred că am deschis, din ce mi-aduc aminte, un fișier sursă, era, nu mai știu ce format erau și am văzut așa linii întregi de cod, masiv, un fișier de ăsta de mii de linii, știi? Și atunci m-a izbit așa o o senzație de asta de necunoștință, nu știam ce se întâmplă acolo și am vrut eu să aflu ce e în spatele. Am întrebat pe ei habar n-aveau nici ce se întâmplă acolo, așa cum am pus eu să caut pe internet, nu mai știu cum am căutat și ce am căutat, dar am aflat la un moment dat că alea sunt fișierele surse ale jocului și că cumva sunt compilate în așa fel încât să se să, 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 să reproducă liniile de cod în jocul pe care îl jucam eu. Și primul instinct a fost să intru pe YouTube să văd cum pot să-mi fac eu propriul joc. Că, na, aveam șapte ani, vreau să-mi fac propriul meu joc. Nu, M-a super fascinat chestia asta. Și am început să caut pe YouTube tutoriale, am început să, să urmez tutorialele alea și să-mi creez propriile mele jocuri. La un moment dat știu că unul dintre primele mele jocuri a fost un joc de șah. Ah, da, -am făcut, da, da. Știa, îți plăcea șahul? Îmi sau? plăcea mult șahul, da, da nu eram okay. mic. Și aveam noi un grup așa de prieteni la, la școală, clasa 1-a, 2 nu mai știu cât eram, care ne jucam de șah în pauze și mă aveam și pe telefon ceva joc de șah și știu că făcusem un joc de șah și când mai venea un prieten pe la mine, ne jucam mereu jocul meu. Însă eu, fiindcă nu mă mulțumeam doar să, să creez joc, am creat un buton ceva ascuns, nu mai știu unde, în joc. Hai, mă. Ap apăsam undeva în colț în joc și mi-a -ar arătat cu două mutări înainte gen mutarea optimă ca să să ajung pe la urmă la șah Găsiți găsise ceva algoritm care îmi dinainte cu două mutări și mă. cum mă jucam Criș. cu... Exact, de mic. Am luat <laughs> scordătura. Și merau când mă jucam cu prietenii, când mai veneau pe la mine pe acasă, îi mai distrăgeam, uite-te încolo, uite-te încolo, să nu fie atenți, apăsam butonul ăla și mi-arăta mișcarea și că mi-a o bulinuță mică în dreptul poziție uh, poziției unde trebuia să mut eu piesa sau ceva, sau chestii de genul ăsta. Foarte tare, Și, și... dintr-o dată, nu eram eu cel mai bun din clasă la șah, dar ori de câte ori uh, uh, jucam la mine acasă, întotdeauna câștigam, asta știu sigur, că aveam, aveam eu secretele mele. Dar cred că erai vedeta. Da, era dintr-o dintr dată. Toată lumea se întreba cum a devenit mă Sebi așa bun la așa, ce-a făcut, s-a antrenat, nu știu. Nu, dar... Aia a fost prima, prima interacțiune așa serioasă cu programarea, în primul rând. Și tu la șapte ani ai, ai intrat și ți-ai făcut propriul Propriu joc. Propriul joc de șah. Practic. Asta a fost primul asta meu. Azi joc. mi se pare fascinant că, știi, tu, tu e cumva așa super natural. Bă, la șapte ani m-am apucat, mi-am făcut primul meu joc de șah. Eu l-am întrebat pe filme pe care, by the way, tot Sebastian îl cheamă. Mm -hmm. oh. Iubesc numele ăsta, da. <laughs> It's my favorite name, Sebastian. Să trăiască. Merci, merci. Și uh, zic, tati, vrei să-ți cumpăr un calculator, mm -hmm. știi? nu, 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 nu. It's too much, că el fac și la școală și pentru el... Da. Deci nu-i nu cumva ceva ce vine instinctiv așa pentru toată lumea. Gata, Correct. wow, o să fiu pasionat de calculatoare. Și asta e interesant, că ție. Ți-a plăcut? Tu -o, -o prins Da, știi te Părinții de... Te-au te ajutat părinții în direcția asta sau pur și simplu a fost ceva de la. Nu știu dacă m-au ajutat neapărat, pentru că niciunul din ei nu e atât de tehnic, adică no. nu, nu prea au înclinații. Tata, să zicem, încă mai e pasionat de calculatoare, dar la nivel de hobby, știi, ca oricare uh -huh. bărbat mai citește de ce mai apare, plăci video, chestii de genul, dar super general, gen are uh, treabă neapărat cu domeniul. Dar uh, uite, mai am doi frați mai mici. Ok. Și deși dacă i-ai întrebat pe amândoi ce vor să facă mai târziu, tehnologie. Asta vor, IT, da. că m-au văzut pe mine. Dar văd că nu au același drive, aceeași curiozitate pe care am avut-o Adică înțeleg ce zici în sensul că e ceva instinctiv uh -huh. și nu ne neapărat ceva... Bine, clar, poți să și cultivi curiozitatea asta, însă eu am avut uh, am avut sclipirea asta, interesul ăsta încă de la început în ce ține de tehnologie. Nu, uh, nu a fost ceva ce, am, ce a evoluat neapărat în timp, pentru că știu că încă de când eram mic, mic asta mi-a plăcut să fac. Mă jucam cu jucările, le desfăceam. Le, adică. Mai, mai presus de pasiunea să pe tehnologie, cred că am avut o curiozitate din comun. Cred că asta a fost uh, uh, lucru diferit la mine, să zicem. Am fost super curios să văd cum funcționează lucrurile. Uh -huh. Care după, mai târziu m-au motivat să, să o duc în zona de antreprenoriat, să văd cum pot să rezolv probleme. Eram curios cum pot să le rezolv. Nu neapărat să uh, să continui pe programare. Să zic că am fost super pasionat de asta și cu asta urmez. Deci, cumva da, cred că e, e ceva nativ. Uh -huh. Și cred că și la tine ți aplică la fel, a fost o pasiune pe care încă de mic ai avut o și. ai... Da, ai... bine, la, în cazul meu, la în cazul meu, cumva tot de la jocuri a pornit că l-am văzut pe vărul meu că zluase un 286, nu știu dacă știi uh -huh, tot, da, 286. da. 286. Era super limitat ca jocuri, jucai, cred că, ce, nu știu, Formula 1 sau da. something de la nivel super basic. Am îndrăgostit de concept în sine. De, nu eram, eram obsedat mm -hmm. de, de calculatorul ăla și uh, apoi sparcul la mine a fost când a apărut internetul într-un mod mai accesibil pentru toată lumea prin, da. nu știu, 98-2000 no și atunci am început... Oh, da, el să... când să nu trebuia să te conectezi telefonul. <sus> da, 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 exact. Ăla. Să wow, nu ai. Stătea să nu trezi părinții. Că... Da da da, 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 da. Suna, și telefonul și te auzea la în cameră, știi? Mm -hmm, mm -hmm, da. În receptorul lor când te conectai la net. Da, stai să încarci o poză, nu știu cât. În fine, da. those the times. Um, și pe... Uh, spark Sparcul meu a fost cumva așa dat și de... Da, exact. Am tot încercat să fac chestii și până la urmă Hai să-mi fac site-ul meu, pagina mea, de fapt, ce site? Pagina mea și, după site-ul orașului în care stau, și tot așa a venit cumva dintr-o super curiozitate. Și la un moment dat am văzut că mă pricep și am început să fac site-uri pentru diverse firme locale. Ceea ce cred că a fost și cazul. Exact, exact, mă regăsesc exact în povestea asta. Dar uite, dacă continuăm acum, am terminat perioada asta când îmi făceam joculețele mele, și după am vrut să înțeleg cum funcționează site-urile. După am dat de HTML, de CSS, de JavaScript, de toate astea, și uh, noua mea curiozitate era cum pot să-mi creez proprii mele, propriile mele site-uri. Știu că văzusem un, uh, un videoclip pe YouTube, un tutorial de acesta, cum să faci site-uri. Și omul deschisese Notepad și a început să tasteze acolo ceva linii de HTML și pentru mine, wow, poți să faci site-uri în Notepad, adică că site-urile sunt ceva programe complexe în care le faci, știi, adică habar n-aveam. Mega da, vizual. Da, super complicat. Când am văzut că deschide Notepad, îl salvează în punct HTML și îl deschide în site, am zis, wow, trebuie, să, trebuie să învăț să-mi creez și eu site -ul. Și am început, asta a fost următoarea, următorul pas în aventura asta mea în programare, am început să învăț HTML, am început să-mi fac singur propriile site-ulețe. Și la un moment dat când am ajuns să să, să, fiu capabil să, să creez un site cât de cât decent, am început să contactez nu mai știu ce platforme. Câți ani aveai? Erai Aveam 9 totuși... ani, tot o, eram, doamne, erai super. Foarte super, super tânăr. <laughs> încă eram la școală, în clasa 3-a, 4 nu oh, mai știu. Deci și... tu ai început să contactezi. <laughs> da, <laughs> pentru că nu mai uh, mă săturasem să fac pentru mine lucrurile astea. și uh -huh. că făcusem uh, pentru taică, că mi avea ceva firmă, vindea terenul la momentul respectiv sau cea de genul și am vrut să-i fac eu un site, dar totuși erau uzuri interne, gen le făceam pentru mine așa de fan, de hobby. Uh -huh. Și voiam neapărat să-mi să, să folosesc abilitățile astea și nu zic extern, gen să contactez lumea să văd care are nevoie și cel mai la îndemână am intrat pe, nu știu ce. Uh, erau tot felul de portale de astea, de joburi, unde uh -huh. giguri, de astea. Entercoder, unde... de exact. Asta, exact, da, da, da. Gen, genul ăsta, exact. Și pe acolo am găsit primele giguri de genul, uh -huh. unde am făcut și primii mei bani, am făcut, mai știu, 50-60 de dolari, din uh, care erau pentru Mișto, mine... Mișto, la pom, oh, no ani! Wow, wow, o grămadă era, de bani! Era o grămadă de bani, adică ai mei mai dădeau 10 lei ca să mă duc la chioși școlii să îmi iau un corn, nu mai știu ce, și apoi când am început să-mi fac proprii mei bani, eram, wow, milionar deja într-o dată, printre prieteni. Printre ce persoan... ziceau ai tăi? Adică erai la o vârstă super fragedă da, și bani. Da, uite, mult timp nu m-au crezut că fac bani. Ziceam, în primul rând aveam nevoie, zi, exact, în primul rând avea nevoie de un cont unde să gasesc bani, știi? Și cred că m-am ținut de ei o lună, două, până am convins, dați-mi și mie un cont, m-am ținut de taică, mi-o -mi și mie tată un cont să pot să-mi banii ăștia. Nu mă credea că Fac De asta. Vârsta aia, cum se crezi? Da, 8, 9 ani, zicea, cine știe ce, ce fac, vând, ce Dumnezeu vânde, încasez bani, ce ai făcut? Am stat, le-am explicat și după un timp i-am convins eu, la un moment dat să, să mă ajute să încasez banii ăia. Și eu eram în bucătărie cu ai mei la un moment dat și îmi chemeam cu momentul când au intrat banii prima oară în cont și maica mea l-a întreabă pe, pe tata, a întreabă, chiar au intrat banii ea, eu auzeam că vorbeau gen să nu aud așa. Aha. Eu, da, și mai că mi-a făcut așa o față de mirată, nu știa ce, ce să mai zic. <laughs> Într-un fel ne-am închis gura, că nu se așteptau să, să fie adevărat tot ce le ziceam, știi. Nu a trebuit Dar... să dai explicații după aia, bă, totuși tu ce faci. <laughs> da, am stat mult timp. Și înainte de asta, am stat să le explic, le arătam cu exemplu exact, de ce fac, ce așa. Pentru că nu știu dacă aș avea un copil, mi-e greu să, să înțeleg la 8-9 ani ce din ce ar putea el să producă niște bani, știi? Da. Și aia a fost prima mea interacțiune cu programarea la un nivel aplicat, unde chiar am văzut că pot să-mi folosesc și a fost poate un moment de asta de pivot, pentru că am văzut că pot să-mi folosesc abilitățile tehnice pentru a crea ceva în lume care, uite, până la urmă produce bani, adică înseamnă că creează niște valoare undeva pentru cineva de, de a ajung să plătească. Și atunci m-am motivat, evident, enorm, faptul că am văzut că pot să, să materializez cunoștințele astea în ceva concret. Și am început să învăț și mai mult, am început să învăț C++, nu mai știu ce, cu ce limbaje visual, basic, ce mai era pe atunci, tot felul. Orice de... nume. Da, să... da, tot felul. Și tot așa am început să fac tot felul de aplicații pentru mine, radiouri, mă conectam la, nu mai știu ce, ce platforme erau și cream propriile aplicații de desktop, de, ra... de radio și chestii de genul. Știi. Practic ai fost autodidact și ai început să. -ți... Da, încă de la început. Ai început să-ți că... crești, să-ți îmbunătățești skill-urile făcând ceva pentru tine. Da, și te cred pasor. că în domeniul, în, în special ce ține de software, de tehnologie, cred că cel mai important skill pe care poți să-l ai să fii bun autodidact, pentru că școala, până la urmă, nu, nu suntem încă în același ritm în care se mișcă tehnologia, nu apucăm să schimbăm materia în așa fel încât să țină pas cu, cu modul în care se schimbă tehnologia și cel mai bun mod e a rămâne la curent cu, cu skill-urile astea, sunt să fii cel mai bun autodidact posibil și să să înveți singur până la urmă, pentru că nu prea ai ajutor din afară, nu? Da. Și tu, un pariu că ai început tot pe compropriu, nu neapărat ai avut cine să-ți... Nici să -ți... nu prea aveam, nici nu prea nimeni, era nu? cine să mă învețe la momentul respectiv. Exact. Și atunci nici nu era atâta conținut. Adică acum mm -hmm. pus să înveți de pe YouTube cred da. că ce vrei tu, da. orice skill... Cel puțin la nivel basic poți să-l dobândești uitându-te în continuu la clipuri mm -hmm. pe YouTube. Atunci nu era atâta content și uh, am fost cumva obligat să învăț prin încercări și uh, asta e, e important să tot încerci, că degeaba te uiți numai... Și cred um... că e cel, mai, cel mai bun mod de a învăța până la urmă, aplicat, unde exact. încerci și îți rămâne în minte, decât dacă tocești ca și cum te duci la școală și te puneți să tocești o lecție dacă doar tocești și după o uiți nu te cu nimic. Tu erai la școală și deja aveai, aveai clienți da. Cum ai gestionat aveam toată chestia client. asta? Aveai... Uh, nu aveam clienți în sensul că trebuia neapărat să le răspund lor direcția, aveam tot felul de giguri de asta, unde făceam pentru... exact pe platforme de genul, unde le făceam site-uri, plăteau și uh -huh. cam asta era interacțiunea mea cu clienții, până să ajung la alt nivel, unde să, să se schimbe natura colaborării noastre. Uh, dar până la momentul respectiv era la stadiu că a, uite, am nevoie de un site, îmi faci site-ul, ia banii, super, tot ok. După mm -hmm. am început să învăț, după ce am făcut site-uri, am început, am zis, să învăț uh, programare mai la un nivel mai avansat, am început să... Uh, mi-am cumpărat prima carte de programare pe care o toceam 24-7, că la școală nu aveam drive-ul să învăț, dar în schimb pe ce ține de... Deci cred că dacă ți-o dădeau ăștia la școală, trebuie să înveți da, programare, da. ziceai, no <laughs> Probabil, probabil. Probabil, <laughs> pentru că n e ceva ce, ce mă pasionat de la început. Am simțit atracția aia spre pentru că era super fascinant să, să tastezi niște linii pe ecran și să vezi cum se întâmplă ceva. Era ceva wow, care nu, nu prea auzeai lumea la momentul respectiv să discute așa, uh -huh. așa constant despre asta, cum avem acum tot felul de... Toată lumea vrea, mai ales dacă te duci în școlă, toată lumea vrea să mă fac programator, vreau să intru în tehnologie, că acum se câștigă mulți bani în domeniul ăsta. Dar la momentul ăla erau mulți hobbyiști în, în, în domeniu nu, nu era așa, așa dezvoltat... Uh -huh domeniu cum e acum, să zicem. Și, și, și mai departe, cum. Uh, ce ai făcut mai departe? După am văzut că site-urile mele arătau oribil, erau efectiv okay. hidoase, și am început să învăț design. și că am început să, 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 să intru în Photoshop, în Illustrator, și am început să, să cap în niște cunoștințe și în direcția asta, pentru că am văzut că nu e suficient doar să știi să le programezi, să știi să le faci și estetic mai frumos. Deci, asta a fost practic următorul pas. Am început să învăț un pic de design și. Interesant știu. că nu, de obicei, fie ești programator, fie ești designer. Da, dar și uh... de ce? Pentru că. Fiindcă eu lucram direct cu, cu clienții, ei aveau așteptările să aibă un site care arăta ok. Deci, nu-i interesa neapărat liniile alea de cod cum arată, interesa să arate site-ul ok. Deci, eu am văzut că trebuie să creez un pachet între ei care să să fie visually appealing pentru, pentru client. Și atunci am văzut, ok, nu e suficient să scriu codul, trebuie să fac să-și arate bine. Și de -aia am început să învăț uh, și, și partea asta de design. Unii au început să ceară videouri, eu am încercat să le explic, băi, eu nu prea fac videouri, adică, gen, de asta e prezentare la business lor și asta, dar am zis că, băi, să încerc să văd dacă pot să fac și chestia asta. Și am început în uh, After Effects sau ce mai era pe atunci, ce așa. Deci am început să mă joc cam tot ce ține de design, de coding, de zona asta, ca să să văd cum poți să creezi un pachet în direct pentru clientul respectiv care să, să, i ofere tot ce, tot ce voia. Și cam asta a fost următorul pas. Am început să mă pasionez mult partea asta de, de visual, de să văd cum poți să creezi ceva super, super nice din punct de vedere al designului. Și asta a, a, făcut ca, ca site-urile mele să evolueze, să arate mult mai, mult mai cool. Și am început să, să am mai mulți clienți pe platforma asta unde eram, eu numai mai știu, un portofoliu, gen, și am început să strâng ceva, ceva content acolo, ceva gigor de asta și lumea a început să mă contacteze mai des și am început să. Deja creștea treaba. Da, deja -am început erai pe val. Început, eram, pe, eram pe val, da. Am început să evolueze mica mea afacere acolo și ajunsesem să fac gen câteva sute de dolari pe lună la 8-9 ani constant. Adică, știi, făcând ceea ce îmi place, eram super, super mulțumit. Doar că nu prea împărtășeam asta decât cu ai mei, că trebuia să le dau raportul de, unde intră banii ăștia, că nu vând droguri sau mai fac eu alte prostii <laughs> să înțeleagă și ei ce fac, știi? Nu prea împărtășeam cu lumea pentru că prim, unul la mână nu cred că înțelegeau ceea ce făceam și să o iau de la capăt, să mă închinui să le explic alor mei, să o iau de la capăt, asta era greu. Și am ținut-o așa, ca un, ca un fel de pasiune ascunsă a mea. Nu? exact. Și mult timp, gen, mi-a rămas instinctiv chestia asta să nu împărtășesc cu nimeni ceea ce fac. Și mult timp am dus așa, ca o viață dublă, ce făceam eu. Mergeam la școală, ajungeam acasă, aveam uh, proiectele pe care lucram, după temele pentru școală, știi? Un fel de viață dublă duceam din punctul ăsta de vedere. Și cam asta a fost uh, aventura când eram mic. După lucrurile au început să, să devină mai serioase. Uh, am continuat tot așa, ținșa, așa în sens să fac câteva sute de dolari pe lună. După a crescut treaba, am început să am clienți stabili. Am intrat uh, în contact pe Twitter chiar cu, cu un tip tot așa aveam uh, obiceiul să contactez lume care, hei, ai nevoie de, de, un site, uite portofoliul meu, poate te interesează. Și tot așa, random am ajuns să, să dau de un tip, Chris, care uh, avea, deținea momentul la cel mai mare site de, de vânzări de iahturi, uh, de vânzări de iahturi private în, în state și aveau nevoie de o aplicație de, de, de iPad. Eu cu primii mei bani am strâns, asta uite, multă lume mă întreabă ce am făcut cu primii bani, am strâns, din mm -hmm. când din start nu i-am cheltuit absolut deloc, am ținut dolar cu dolar, Foarte până mi-am luat primul, primul iPhone, a apărut în 2007-2008, nu mai știu, primul iPhone, și eram eu super pasionat să-mi creez propriile aplicații, când am văzut, că era și boom-ul ăla când am început cu aplicațiile, știi, și nu erau așa multe, și era super cool să ai propria ta aplicație, știi, și a ră și iPhone SDK-ul ăla ca să poți să scriezi la un moment dat propriile aplicații, și atunci mi-am luat primul iPhone ca să pot să-mi să fac eu propriile jocuri, propriile aplicații de, de iPhone. Și, uh, practic, din asta am creat o nouă carieră. Mult timp am fost iOS developer, după ce uh, am trecut de la, la website-uri, cred că 3-4 ani am fost uh, iOS și Mac developer, pentru că am început să studiez mult Objective-C, care era limbajul de programare pe atunci, pe pe Mac și, și iOS. Deci ai făcut direct direct da, ai trecut cu trecerea pe și într-un fel, într fel, a fost o trecere norocoasă, că nu, nu se știa clar că o să explodeze uh, ideea asta de aplicații, de mai ales iPhone, era o platformă gen limitată, pe atunci era Symbian, era de la Nokia, mai știi? Nokia, da, da mai știi? Mai știi? <laughs> o fost cei mai mari din lume, da. mai știi? Mai știi? Be, acum, Nokia. uite, a trecut atâta timp, nu mai știi nimeni de ei. s au da. dus. Da. Și cumva a fost o trecere norocoasă că m-am orientat în direcția asta, știi, cu, cu aplicațiile de iPhone. Și am fost unul dintre primii developer de iOS, de Mac și. nu de Mac, Mac era de mult, dar de iOS în direcția asta am fost unul dintre primii. Și mi era ușor să găsesc oameni care, care căutau developer în direcția asta, și așa am dat de, de tipul ăsta care deținea site-ul cu iahturi cu și aveau nevoie de o aplicație de, de iPad. A zis că, hai, uite, ajută ne să faci aplicația asta. Eu nu, 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 mă gândeam că să cer bani, pentru că eu eram obișnuit, făcusem bani până la momentul respectiv, dar era prima oară când făceam aplicații pentru cineva și încă nu aveam instinctul ăsta de a, de a cere bani. Nu, nu vedeam ca un job, vedeam ca pe o work experience. Știi? Era un challenge era pentru că un challenge. Challenge era un era, era, să văd dacă reușesc să fac aplicația aia. Efectiv m-am pus, am făcut omului aplicația de la zero, gratis, nu i-am cerut nimic. Se conecta la API-ul lor, ce mai aveau pe acolo, ca să ia listingurile cu bărcile, cu... să le filtreze căutările, motor de căutare, așa le-am făcut frumos. Dar uh, nici nu-mi trecuse prin mine de măcar să-i cer bani, pentru că era un challenge mai mare pentru mine să reușesc să creez aplicația decât să, să cer bani. nu vedeam ca pe un job, știi? Și la un moment dat mă întreabă tipul, terminase am aplicația frumos, era, am publicat-o pe App Store, am început să o distribui, era totul bine, super mulțumiți toți. Și la un moment dat mă întreabă unde să-mi trimită factura. Eu, wow, nici nu m-am gândit la asta. Gen, care e factura? Da, trimite-ne factura ca să putem să-ți să trimitem banii. Și habar n-aveam ce însemna factura. Am început să caut pe internet, i-am întrebat pe ei, dacă știu, habar n-aveau cum funcționează treburile astea. Am început eu să, să, să mă documentez. Am creat o factură acolo, i-am trimis omului pentru uh, numărul ăla de ore pe care îl pe care negociasem cu el nu știam care era un, un, salariu ok pe oră, știam ce pot să caut pe internet, cam cât că știgă un iOS developer pe oră, nimic la momentul respectiv, nu era nimic, nu găseai, pentru că nu prea existau iOS developer la momentul respectiv, știi? Uh -huh. Și nu mai știu cât am pus, am pus 20 de dolari, 30 de dolari pe oră prețul meu, nu mulți cu câte ore făcuse și am trimis factura și venea câteva mii de dolari. Și... Sincer, mă așteptam să zic că, băi, ce Bâine, ai, bun, ce ești cu... ok, trecusem de la câți bani făceam, așa să rând, nu 5-6 de dolari într-o dată, așa. Și mă așteptam să fie super revoltat tipul și să nu. Dar nu, n-a comentat nimic. Ok, mersi. Și avusese, avusese, deja contul bancar al taică meu unde încasam eu în banii. Super, mersi. Omul a zis, perfect, am plătit factura, trebuie să intre banii mâine, poi mâine. Wow, am rămas marmă. Eram efectiv, nu mai știam ce să mai zic. Că, dacă, dată, mă așteptam clar să fie revoltat, să zică, băi, este o grămadă de bani, ce ai pentru aplicații aplicație de asta? Și atunci când am văzut că pot chiar să creez astfel de sume de bani să produc, adică și până la urmă era super, ei erau super mulțumiți din punct de vedere al rezultatului pe care l-au primit. Adică nu s-a plâns nimeni. Nu mai spun că nu știau câți ani aveam. Asta, e, e și mult timp n-au știut. Adică nimeni cu care, am, cu care, am, lucrat până pe la 16-17 ani nu știa câți ani am. Și am avut mult timp complexul ăsta de inferioritate că... Ești în orice, prea tânăr? Exact, că în orice, wow. în orice, grup profesional eram întotdeauna eram cel mai tânăr. Și după când m-am angajat și am avut primul job, o să povestim imediat, mereu eram cel mai tânăr și încercam să, să mă îmbrac într-un anumit fel, să par mai așa, să-mi dreg glasul un pic, așa, dar se vedea pe fața mea, băi, ce faceți, ce uh, faceți domnilor? Zi, am venit eu, sunt Sebi aici, dar se vedea că am 13-14 ani, adică pe cine încercam să fac Cravată, ceva? Așa. Da, că să știi, cravate, da, în o ochelari cu gen fără lentile de, de vedere, doar cu lentile așa, transparente doar ca să pare, că, da mă, eram Foarte o figură. <laughs> și da, ăla a fost momentul și când au văzut ai mei chiar, cred că au rămas mai șocați decât mine când au văzut că pot să produc sume de astea de bani din, din ceea ce fac. Atunci am început să o văd ca pe o treabă serioasă și că pot să, să creez o carieră din, din pasiunea asta. Nu mai e doar la stadiul de hobby, că uite, fac aplicații, fac săitulețe, ia uite, chiar pot să creez uh, o carieră din asta. Și atunci m-am decis să mă apuc serios, am zis că asta e menirea mea în viață, să devin programator. Asta a fost... Uh, Foarte tare. Uh, da, da, a fost uh, motivația mea de pe atunci. Am zis că, ok, și mă pasiona super mult, gen mă vedeam făcând chestia asta până la 50 de ani, ziceam că, păi, dacă aș putea să fac toată viața mea aplicație așa, să câștig sume de astea de bani și făcând ceea ce îmi place, ar fi super, n mi-ar mai trebui nimica. nimic. Cum ai ajuns să lucrezi pe uh, Facebook și aplicațiile de Facebook? Și da, a -a... după... Care a fost? Care... După ce au apărut SDK-ul ăsta pentru, pentru, iPhone, a început să se explodeze tot ce înseamnă de social media, au apărut... Uh, am început să am mai mulți clienți care îmi cereau aplicații de, de iPhone mult timp. Am făcut aplicații uh, pentru, pentru diversi clienți din, din state, în principal am mai luat și multe țepe în care mulți nu știam de contracte și de asta, efectiv, nu m-am gândit că trebuie să semnez contracte, le făceam aplicațiile, le dădeam și banii. Și banii, cu, lipsi good banii topă, da. Adică am A. pierdut multe mii de dolari în modul ăsta. Dar, mă rog, lecții. Lecțiile de viață. Pe care... Lecțiile nu sunt ieftine, Corect, să știi. corect să știi lecțiile că nu bani. Și mă, bani, bani mă, mulți. mă bucur mult că am, că am avut experiențele astea, că m-au întărit, am văzut că, ok, după m-am maturizat și am văzut că până nu avem un contract, nu ca și cum puteam eu să-i dau un judecată la 14-15 ani. Așa dar îi mai speriau un pic și nu prea mai aveau driver ul ăla să mă țepuiască. Dar, da, uite, m-am maturizat și chestia asta, Eram mult mai profesionist când, când am început să lucrez. După am început să-mi fac uh, prietenii în industrie, am început să contactez alți de uh, developeri. Erai încă în România, nu? Da, eram, eram clasa 4-a, 5 6-a din zona aia. Mă tot, de fiecare dată mă uimesc, știi, că mă tot gândesc. da, eram, pe pe vor, eram în... foarte mic și au început să mai apară și pe la noi prin țară, tot citeam de alți developeri și am început să-i contactez, să ne facem micul nostru grup, așa. Am intrat în legătură cu un bun amic acum din Cluj și am creat noi o aplicație de. el era designer, eu eram programator pe iOS și am început amândoi să ne strângem forțele, să, să creăm o aplicație pentru autobuzele din Cluj unde să, se, se evite lumea controlorii pentru că era ceva Mama. scandal cu, și să știi că a prins foarte bine a ajuns prin toată, toată presa fel din Cluj. de Waze da, 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 da. controlorilor exact, din autobuz exact. și când, când era un controlor dădeai alert în aplicație și toți care aveau aplicația primeau o notificare că în 3, 1, 8 sau nu mai știu ce așa era un controlor, ai grijă acolo și tot de, de, incidente, nu doar pentru controlor, dar și când mai erau incidente, se mai întâmplau chestii în autobuze, să, să știe lumea. Și am început să facem și un mic tur, așa, media pe la presă, să, și eram super mândru că, wow, uite, a ajuns în presă aplicația noastră și tot. Și el a fost parcă primul proiect mai antreprenorial, așa, pentru că am ambalat-o frumos, am creat un fel de mini companie, ne plăcea nouă să, să o numim, știi? Și cam aia a fost prima mea interacțiune cu, cu ceea ce ține de business. Gen, să-mi ceva al meu de la zero și să, să văd că lumea o apreciază, o folosește și uh -huh. wow, a fost o senzație să văd că pot să-mi creez ceva al meu și senzația că e al tău, că deții, că l-ai creat de la zero și că lumea, lumea îl bagă în seamă și îl exact, și vorbește, vorbește despre ce ai creat și că și folosește. Era wow, a fost super, super cool și aia a fost prima mea aventură antreprenorială. Ca Your să zic first așa. win, așa da. cumva... Nu aveam nici, nici în ruptul capului în trecea să fac bani din asta sau ceva, știi? Gen, efectiv, am creat ceva și simplu fapt că lumea îl folosea era mai mult decât putea să-mi doresc, știi? Și da, asta a fost prima mea interacțiune cu, cu antreprenoriatul, tot din, din aplicații. Cum ai ajuns să contactul cu Silicon Valley? Mm -hmm. Care a fost așa, uh, cumva, După ce parcursul? am avut... să... Uh, Uh, inițiativa asta noastră antreprenorială cu prietenul ăsta al meu din Cluj, am început după să, să, lucrăm împreună pe mai multe proiecte, pentru că mulți clienți aveau nevoie și de parte de design, iar el cum era designer, uh, de obicei intram, aveam un client, clientul voia, ne explica frumos, vreau să aibă funcțiile astea, 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 asta Și apoi urcam toți într-un col, intram și frumos uh, el analiza din punct de vedere al designului cum ar putea să arate estetic eu explicam pe parte tehnică cum implementăm fiecare chestie și împreună ne comple complementam abilitățile. și deci, lucram împreună, el făcea design-ul, eu îl implementam după, livram proiectul, împărțeam banii, știi? Clasic. Clasic. Și am făcut echipă bună foarte mult timp, am creat uh, tot felul de aplicații pentru, pentru clienții din, din toate țările, ajunsesem să, să lucrăm la nivel destul de serios cu companii care începuseră să, să ia investiții la rândul lor, știi? și să ne contracteze pe noi drept freelancer ca să le, să le facem aplicațiile. Și aici am echipă foarte bună, cream muncă foarte bună împreună și din, din job în job am început să să ne creăm așa un mic network în, în, în industrie. Am început să dăm de oameni din, din Valley, din Silicon Valley, din New York și chi key... Pointul nostru în ceea ce făceam era referral. Atunci când terminam un, uh, un proiect, îi întrebam, voi mai ai prieteni care au nevoie, mai știi lume care ar avea nevoie de o aplicație, de un site, de un design, de astea? Și de fiecare dată când uh, un client de al meu mai avea nevoie de cineva pe design, de exemplu, îi trimiteam lui Raul, prietenul ăsta al meu din Cluj, și el îmi trimitea mie și mai făceam gen un schimb de conexiuni, practic. Ne măream network împreună, știi? Și așa Foarte am fine. început din... Uh... O chestie super simplă da, de... efectul de network, până la urmă, asta e... da. Da. Am început să ne creăm așa, din, din referrals, un mic cerc al nostru de, de oameni. Și cam asta a fost prima interacțiune cu oamenii din Silicon Valley. Am început să fac, era un, o aplicație, era un startup care... Un fel de booking.com, doar că nu exista booking.com pe atunci, era un fel de hot, motor de căutare pentru hoteluri care erau bazați în, în, în Silicon Valley și aia a fost cam prima interacțiune cu oamenii de acolo care atunci am ajuns eu prima oară să aflu de sumele care se, se, se gestionau pe acolo. acolo și a fost cu totul alt nivel ce au zis. pe acolo. Am început să aud de milioane, de sute de mii, cum. Bine, nici nu se apropie de sumele din ziua de azi, dar și la momentul respectiv erau, wow, wow, era o, era o companie care luaseră câteva sute de mii în seed financing, care și în ziua de azi e enorm, știi? Da. Și. Bine, acum în America, ca să iei seed financing, cred că vorbești de milioane da, din nu, primă, minimul milioane pentru minim, seed, că, că, nici nu cred că vei la da, da, s-au schimbat rundele, dar na, da, și marketul e mult mai competitiv și ai nevoie de sume de genul ca să poți să, să ai o șansă. Dar aia a fost prima mea interacțiune cu, cu ecosistemul din Silicon Valley, cu modul în care, în care lucrează oamenii. Era un start făcut de, de câțiva tip de la Stanford, care încă erau undergraduate și ei, dar bineînțeles mult mai mari decât mine. Uh -huh și am început să le, să le fac aplicația de, de, iPhone. E doar ce o rundă de investiții și a început să se creeze tot, tot ecosistemul ăsta în Silicon Valley care a ajuns și în ziua de azi, știi, unde am început să apară Twitter, am început să apară Facebook, Google a început să facă turul ăsta de marketing, de PR cu uitați cât de mișto e la noi, avem dopogane, avem mâncare nelimitat, avem știi nu-ți venea să crezi cât da, de da tare și, poate și fi. am rămas, mamă, acolo trebuie să mă duc, trebuia să, să ajung acolo așa că am început să, să, să lucrez cu inginer de la Facebook pe, pe tot felul de proiecte open source pe care le făceau ei și contribuiam cu, cu mici îmbunătățiri unde mai puteam să mai adaug un feature așa și ajunsesem destul de cunoscut în în comunitatea asta open source, știi? Pe, în, în rândul celor de la, de la Facebook, că mă implica mult în proiectele astea pe care le făceau ei. Și asta tot din, pur și simplu, te pasiona personal? Da, în primul să... rând nu. În primul rând foloseam mult SDK-ul lor, pentru că mulți clienți au, au ajuns să ne ceară, ok, dar vrem să, să poți să dai share și pe Facebook, vrem să... Nu exista client care să nu vrea să integreze aplicația lor cu Facebook. Era noua fiță Nouă să... Da, noua fiță era să integreze cu Facebook cu aplicația. Și foloseam foarte mult SDK-ul lor, așa că identificam tot felul de bug-uri care aveau în, pe care le aveau un, SDK și le raportam, le fixam unele, le sugeram cum ar putea să îmbunătățească anumite părți, știi? Și m-am făcut cumva remarcat în, în, în grupul ăsta lor, a celor care lucrau pe SDK-ul de iOS de, de, Facebook, pentru că eram super activ, eram unul dintre contribuitorii de top de, la, de pe... De ah, pe tare, deci ale... ai mult la aplicația contribuit Facebook. De mult la, la, originile, zic eu, astea de pe care, da, și așa am ajuns să, să mă fac destul de cunoscut în, în rândul a câtorva ingineri de la Facebook, care la un moment dat m-au invitat, au zis, hei, nu vrei să vii până aici să ne cunoaștem, să așa e probabil se gândeau că hai să, ne, să, mă recruteze că uite ce bine lucrează tipul, că am putea să facem echipă pe bună, habar n-aveau câți ani aveam îți dai seama. Aveai cât? 14 ani? Sau aveam 13-14 ani, da, eram pumpuși, nu, habar n-aveam cu ce se mănâncă asta, dar eu la gândul că Mamă, deci era visul meu să ajung în Silicon Valley când am văzut și cum e acolo la Facebook, cum, cum, e la Google, videoclipuri și asta. Am zis, mamă, dacă aș ajunge acolo, mintea mea mă lăsam și de școală, mă lăsam de tot numai să ajung să... <laughs> și îmi plăcea enorm gândul ăsta să ajung, în, să ajung în Silicon Valley, să pot să lucrez pentru o companie ca Facebook. Și când am venit și invitația asta să merg la, la ei acolo, la început îmi era greu, să nu aveam viză unul la mână, trebuia să merg cu un părinte, că nu aveam voie să ies din țară singur, și tot felul de probleme, nu prea era setup-ul ideal ca să ajung eu acolo, așa că a trebuit să, să refuz, să inventez tot felul de scuze, a, ah, nu, că sunt prins cu un proiect, cu un job aici, dar in inima mea mă, mă strângea așa, <laughs> in... îți doreai in... foarte doram mult. Îmi atât de mult, dar mă ofticam așa, că n-am cum, nu, nu, se aliniau lucrurile. În schimb, pe la 15-16 ani, uh... Am mai evoluat și eu, am început să mă împrietenesc și mai bine și cu ingineri de la Apple, pentru că foloseam multe SDK-ul de la Apple și raportam tot felul de bug -uri. Aveau ei un portal unde raportai uh, uh, probleme și tot felul de chestii la SDK-ul lor de, de iOS și am început să mă fac uh, mai cunoscut în rândul developerilor de la, de la Apple și acolo. Și atunci a început, uh, am început să, să fie mai viabilă ideea de a, de a mă duce în state, de a cunoaște de a mă cunoaște cu oamenii aia, pentru că erau tot felul de de evenimente gen conferințe, știi? Pe care mm -hmm. le organizau cei de la, de la, Facebook și de la Apple. Și aia a fost prima, prima dată când, când s-a evitat ocazia să mă duc cu, într-adevăr în state să cunosc cum e, cum e mediul ăla din Silicon Valley, cum e, cum e programarea, într-adevăr, nu doar ce făceam eu la stadiu de și cum a fost experiența? Cum, a fost cum te-ai așteptat sau uh, te-a surprins într-un prima, mod? Prima dată când am ajuns în America a fost la, la Facebook, la o conferință f se numește. Aveam uh -huh. 15 ani, nu mai știu când era, cu câțiva ani. Și a, acolo am fost, m-au invitat cei de la Facebook, hai să mergem să ne cunoaștem, să așa. Le-am zis, băi, vedeți că am 15 ani, adică nu... <laughs> ne am zis Din star că știam că nu vreau nu să vreau să o situație ciudată la fața locului. Și ei au rămas, wow, ai 15 ani și mai mișto, vino, hai să ne cunoaștem, mai să așa. Și m-am dus tot în speranța că, băi, poate fac o ofertă, poate ceva și mă las de școală. Eram în clasa 7-8, dar mai și Ce vise eu, Ai mei erau disperați. Le-am zis, băi, mamă, tată, poate mă las de școală, poate așa. Nu, nu, nu te lași de nimic, rămâi acolo, mergi acolo, dar lasă, tu vezi de școala ta, nu... Și m-am dus, m-am dus, a trebuit să mă duc cu taica mea, că nu aveam cum, mi-au plătit oamenii avio, mi-au plătit hotel în, în San Francisco la conferință, am mers. Și acolo am cunoscut ingineri, mi-au făcut tururile, birourilor, am rămas... Deci săptămâna aia, când, cu o săptămână înainte eram la școală și învățam domnul Goe, să mai știu eu ce opere pe acolo și săptămâna viitoare eram în, în Silicon Valley, mă întâlneam cu Mark Zuckerberg să discut cu alți ingineri de la Facebook. A fost... Deci ce -aia cea mai... ăla, ăla a fost punctul culminant al, al vieții mele până momentul respectiv. A fost momentul în care am zis, clar, asta trebuie să fac, pot să o duc la cu totul alt nivel, nu mai e doar la stadiu de... Job așa pasiv, unde o duc în, în paralel cu școala și fac și eu niște bani pe lângă și totul bine. Ai, ai, ai primit confirmarea că, da, tot că tot ceea ce ai făcut că înainte exact. poți să materializezi într-o carieră, într-adevăr. Și tot așteptam să-mi să fac o ofertă, ceva de oameni, și le dau poate, coate, băi, cei cu pușul ăsta? că arată de barcare și 13-14 ani, ai mic. Ce nu la cravata și cu ochelari? Nu, 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 nu la cravata, că oamenii știau pe cine mai păcălesc. Au Afla, aflat oricum, le-am zis, că ani n-am știi? Dar și am întrebat la un moment dat, băi, dar un job, un internship, așa, nu, așa? Oamenii mi-au mi oferit cu mare drag un internship, însă nu puteam din punct de vedere legal, nu puteau să mă angajeze, că trebuia să, ai, să, să fii enrolled in a bachelor's degree ca să poți să-mi ofere, adică să fii în program de licență minim la facultate ca să mm -hmm. să-mi un inter și plus că era problema că eram român și <coughs> era greu și pentru un american de vârsta mea să se angajeze, dar pentru român era greu cu viza de muncă, cum mutam mm -hmm, eu la... Complicat, mai ales la vârsta ta. Era, da, era, era foarte nasoală da. situația din punct de vedere legal și nu prea aveau cum. Și da, eram dezamăgit. Dar l-ai cunoscut pe Zuc? Eram dezamăgit aici, dar l-am cunoscut pe Zac în schimb <laughs> și asta a fost uh, suficient de a a fost o motivație suficient de mare am stat, am discutat, am povestit, au povestit și cei de acolo de proiectele pe care, pe care le făceam eu, m-au prezentat ca tipul care, uite, lucra pe, pe SDK-ul nostru de iOS și că a contribuit mult și că ne-a ajutat enorm la, la, părțile astea. Și el m-a fericitat enorm, am stat, i-am mai povestit de, de, cum am început și eu tot așa din jocuri, am luat toată povestea cap coadă și zicea că se regăsește și el în, în ceea ce făceam eu, că și el tot așa din pasiune și... Doar așa faptul că am ajuns să am o discuție cu el și pentru mine era un idol. Deci, Mark Zuckerberg pentru, era pentru mulți și mulți un da. idol, era na, fost un, mai un bloc. exemplu exact, exact, era un un exemplu de un exemplu a faptului că se poate, uite, să să ceva imens din din din, din pasiunea pentru tehnologie și faptul că am avut ocazia să să îl cunosc și să interacționez cu el, ți-am zis, mi-a schimbat viziunea despre ce pot să să, să în, uh -huh. în ceea ce ține de de software, de tehnologie. Și m-am motivat enorm din momentul în care am ajuns acasă. În prima săptămână deja m-am făcut și un pic cunoscut, că a început lumea să vorbească de puștiu care s-a dus la, la Facebook. Așa am început să am primul job. Și vorbim imediat mm și -hmm. de, de, de -a, a fost o experiență, primul job serios în care mă duceam la birou și... Păi uh, bun, și asta tot, tot, tu erai tot în școală? Da, da eram la, eram la liceu clasa nouă, am intrat atunci și... Aia a fost o cu tot altă experiență, că trebuia să mă duc dimineața la liceu, după amiază eram până seara la, la birou și trebuia să interacționez. Era altfel să lucrez de acasă, cum lucram eu până atunci, și altfel în mediul de birou, știi, unde mergeam cu toată echipa la pauză de masă, așa, și de o 15 ani, restul 30 și ceva. Era un, era un dynamic așa mai ciudat acolo, știi, la, și la nivel de conversații, ce conversații aveau oamenii și eu. Tu, da. acolo, ce da, da, întorcându-mă la, la asta, am mers la, da. la Facebook, m-am întors, peste două săptămâni sau ceva de, gen, de genul, era altă conferință, tot a Apple Developers Conference WWDC era, care tot în, în San Francisco. M-au invitat cei de la Facebook, de la Apple. De la de la Apple, pardon, m-au invitat cei de la Apple. Din nou, în două săptămâni, după ce m-am întors de acolo, eram încă o dată în, în San Francisco. Și tu te-ai dus la școală, ai mai stat -am întors -ai la școală, dar eram deja viața mea era total diferită și uh, să știi că n-am zis la nimeni la școală, nimeni nu știa Tot că eu am așa mers. ai ținut o secret? Da, am ținut secret, am, wow. zis, că, am zis, că, mă duc cu, cu... Pentru că nu... Țineți, aveam... acum, acum când mă uit în spate, pare absurd că am ținut ascuns toată chestia asta și că nu povesteam la nimeni. Gen, poate la maxim, unu doi prieteni super apropiați, să ziceam că și nici ei nu înțelegeau ce, ce se întâmpla acolo. Zicea, bravo, mișto, bravo... Da, mă Probabil love, e dar... greu să-ți găsești pe cineva cu care să poți relaționa aveam, exact, pe un astfel de subiect. Nu aveam să relaționez pe subiectul ăsta cu nimeni, pentru că nimeni nu mai aveam prieteni pasionați de tehnologie. Uh, interacțiunea prietenilor mei cu tehnologie era la nivel de jocuri, că se jucau foarte mult jocuri, dar nu, nimeni nu, 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 știa ce înseamnă programare, în primul rând nu era materie școlară sau nimeni nu mai avea printre prietenii mei inclinații în domeniul ăsta și mi-era greu să, să relaționez cu ei la, la, nivelul ăsta, știi? Și cum a fost la Apple la conferință? Și ne așteptam, m-au invitat cei de la Apple după la conferință. ei, hey, avem conferința asta, eu știam de mult de ea, nu vrei să vii aici, uite, oferim scholarship-urile astea, zburăm acolo, îți dăm hotel, îți dăm tot, vino să, să, să vezi care sunt ultimele tendințe în tehnologie, vino să ne cunoști așa. Și m-am dus la Apple după unde am, am reușit să-l întâlnesc pe Tim Cook. Uh, am, început, am reușit să discut cu ingineri de la ei. Tu, în momentul în care, îl, că știu o poveste fanii în momentul în care îl, te duceai să-l întâlnești pe Tim Cook, tu trebuia să dai teza. teza. da, eu aveam teza la matematică <laughs> și mi-am cam mintea în, în San Francisco. A doua zi era conferința. Și trebuia să ne aliniem în, în, în rând ca să intrăm în venue la conferință încă de pe la 3-4 dimineața. Și acolo multe multe povești, am cunoscut o grămadă de oameni mișto în linii, cu care sunt prieteni și în ziua de azi din toată lumea. Am cunoscut prieteni din Filipine, din Austria, din Noua Zeelandă, cu care după am rămas prieteni și ne-am întâlnit, am stat, am locuit în San Francisco împreună cu unii din ei chiar. Adică mi-am creat Foarte niște prietenii, tare. wow, și chiar a fost o conferință care mi-a marcat viața din punct de vedere al oamenilor pe care am, pe care am cunoscut și asta era povestea fanică. Eu aveam teză la matematică în săptămâna asta, era duminică spre luni, eu stăteam luni dimineață în coadă să intrăm în, în veniu la conferință și primesc mesaj pe telefon de la, de la un coleg, vezi că profa că te lasă cu că n-ai dat teza. <laughs> și am rămas, gen, mi-a schimbat toată seara de spirit, am uitat că sunt în San Francisco, a rămas așa deci tu erai gol, tu îl tu, 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 tu cunoșteai pe CEO Apple și. Da, cu zi înainte eram cu Tim Cook și discutam, ne povesteam ce făceam și ce așa, mă lăuda și mă încuraja. Și a doua zi, deci practic mi-a schimbat starea de spirit cu totul. Eram super entuziasmat și super fericit și optimist. Vezi că rămâi cu origen. Mi-a dat așa un gol în suflet, nu mai știam, un blank. Mi-a schimbat odată starea de spirit, că rămân cu origen, Am stat să-i dau un mesaj profului și că stăteam în linie acolo, toți erau bucuroși, entuziasmați, socializau. Eu într-o dată m-am schimbat, schimbat la față. M-am schimbat la față, am început să-i scriu un mesaj ăsta de o oră, am stat pe telefon să compun. Bună seara, domn profesor, sunt Sebastian Dobrincu, sunt în San Francisco, îmi pare rău că n-am ajuns, dar așa, așa. Și proful mi-a răspuns, nu mai știu, i-am scris un mesaj ăsta de kilometric. M-am scuzat și am explicat-o de situația, el mi-a răspuns, uh, nu mai știu, foarte sec, într-un cuvânt, uh, te las corijent că nu ai note suficiente sau ceva de genul. <laughs> Bă, și mi-am pus mâinile în cap, am zis, -am, cât m-am chinuit să explic omului cât de frumos am putut, n-am reușit. Eu vreau să și... schimb lumea și tu vă lași cu da, lumea. nu, nu, da. nu aveam ce să-i mai am zis că cel mai bun mod de atunci, mi-am dat seama că, că școala nu ne neapărat o să se pupe prea bine cu pasiunea asta a mea, așa că a să, a fost primul moment în care am, am înțeles că e un pic absurd să, să urmez chiar toate sfaturile în ceea ce ține de școală, pentru că Ok, eu ți-am explicat cât de frumos am putut, că am făcut niște chestii, am ajuns aici și am venit cu scopul de a învăța ceva, adică fac ceva constructiv pentru mine și să evoluez. Dacă tu nu poți să înțelegi, nu-mi dai nici minimul de îngăduială să, să zici ok, dai și tu teza când vii sau te înțeleg că faci ceva mișto și că ai ceva de învățat din asta, dacă tot la mentalitatea aia de comunistă, că nu dai teza, rămâi cu rămâi și nu poți să înțelegi așa ceva... Atunci mi-am dat seama că nu pot chiar să urmez motamos sfaturile pe care le primesc din punct de vedere al, de la școală, în primul mm. rând, de la profesor și, și în domeniul ăsta, în la educație. atunci mi-am dat seama că nu trebuie să, să ascult, că nu tot ce zboară se mănâncă și că trebuie să-mi aleg un pic uh, sfaturile, să mai le să filtrez mai criez, un pic, da. știi, și să mai iau și propriile mele decizii când văd că sfaturile pe care le primesc nu prea au sens. Cum a fost la. Așa că m-am înrăit și eu un pic când am văzut că mi-a răspuns așa sec și am zis, ok, asta e, nu, rămân corigent, asta e viața. Dacă nu-ți place de mine, rămân corigent, dar știu că am făcut ceva mișto și că pot să, să duc să duc experiența asta în, în, San Francisco la, să o materializez în ceva mai mișto decât o teză la matematică. Da, și până la urmă ți-ai făcut ceva probleme la școală. Și mi-am făcut, nu doar că probleme, a fost prima problemă majoră pe care am început să-mi fac la școală. Până la urmă zai să mă am dat teza, a trebuit multe rugăminți, multe explicații, le plăcea să, să le arăt profesorilor că... Ok, uh, materia lor e mult mai importantă de față de ceea ce făceam eu prin uh, Silicon Valley, pe acolo, prin San Francisco, prin, pe tehnologie vreau să le arate că e important ceea ce făceau ei. Mi-ar mai mult să-i în așa un pic uh -huh. să, uh, să, le arăt că tot școala, ceea ce fac ei, e mult mai important, știi? Și am început să învăț chestia asta, că trebuie un pic să, -i, să -i <laughs> le am las așa. Să așa. Fi actor, un pic. Da, da, că fie ca voi, dar eu fac ca mine. Da. Îmi cer scuze că n-am putut. Știți că e mult mai important, știu și eu că materia matematică e mult mai importantă decât. Ai învățat fac... butoanele. Da, da, am învățat și acolo că nu trebuie să, să mă cert cu ei, că nu o să ducă nicăieri, că tot ei au controlul până la urmă. Așa că a fost fie ca voi, dar eu fac ca mine până la urmă. Tot și atunci aveai și job, adică. Da, când m-am întors din, din, din San Francisco a doua oră acum de la Apple, am, am fost contactat de un tip care făcea recrutări pentru un startup german care avea sediu în, în Berlin și în București, luase o rundă de investiții din Berlin, erau într-un accelerator. După au intrat și în Techstars yes. uh, și au început să recruteze din, din București. Eu, cum eram, poate, printre foarte puțini developer de iOS din, din România, nu doar din București, m-au contactat pe mine pentru că aveam, poate, cel mai stufos, așa, portofoliu, știi. Și am intrat într-un Skype call cu, cu tipul care se ocupa de recrutări, i-am povestit, nici el nu știa uh, câți ani, ani, aveam. Și i-am povestit de experiența mea așa, am zis hai să începem pe un MVP, oamenii vreau să facă un MVP mai întâi până să se ia investiții ca să, să aibă ce să arate la investitori. Și conceptul era că noi vrem să fim un fel de personal travel assistant printr-o aplicație, gen o companie vrea să-și trimit angajații la o conferință în state, undeva. Și noi să ne ocupăm pe parte de booking, de tot ce înseamnă aici, să nu se ocupe de nimic de ce ține, de itinerary, de booking pentru angajații lor, noi să facem toată treaba asta și doar le trimitem uh, uh, biletul. Ok, vine compania și zice, avem nevoie să-l zburăm pe George pe 7 septembrie în San Francisco. Noi îi trimitem frumos opțiunile de zbor de toate astea, pentru așa, cu prețurile, ei selectează prețul și noi le le trimitem confirmarea booking urilor Compania avea cardul on file și doar confirmam, bucuiam Interessor. tot pentru ei. Totul printr-o aplicație, deci totul era super, super easy to use. Și cam asta era conceptul în mare. Și după ce am creat un MVP, am început să lucrez cu ei. au luat prima rundă de investiții și atunci lucrurile au devenit mult mai serioase. Mi-au oferit o poziție full-time, să lucrez full-time pe chestia asta. A să ne vedem, ne-am văzut la București. Și ăla a fost momentul în care, opa, s prins Bă, un buton. Gen, eu eram freelancer până în momentul respectiv, lucram de acasă, dar să ne vedem față în față, gen, ah, nu știu ce să zic. Tot am venit cu tot felul de scuze că nu sunt București în perioada aia, că nu știu așa, dar la un moment dat nu se mai putea, că prea am evitat și când ne-am văzut cu toți a trebuit să, să-i onorez și eu cu prezența mea la, la, întâlnire. Și a rămas să ne vedem la, la un restaurant, eu cu cu tipul de la recrutări, cu un încă un inginer cu care lucram pe backend, el era pe back eu eram pe partea de iOS, și cu cei doi fondatori germani. Și atunci a fost prima mea întâlnire de afaceri, ca să zic așa. Frumos, sacou pe mine, cămașă, pantalon de stofă, <laughs> genochelar, mi-am pus, mi-am făcut freza, <laughs> totally mai you. slick back, da, și băi, am ajuns acolo, m-am simțit, de că râsului erau. Oamenii erau la un tricou, erau la blue știi? Și eu eram super împopoțonat cu cra cravată. Aveam cămaș, aveam papion, aveam parcă nu mai știu, și sacou. Gen, se vedea că e ceva nervică cu tipul ăsta. De unde vine așa, știi? Și în mintea mea păream foarte credibil că sunt matur. Și eu le-am zis la un moment dat, trebuie, nu mai puteam să evit, că trebuia să facem contractul ăla de muncă sau ceva de genul și trebuia să le dau CNP-ul, știi? Uh -huh. 198, 98 născut, le am dat, a trebuit să, să vin cu o soluție, le-am dat 192, 193, le-am dat alt CNP, știi? Și... Deci ai, ai jonglat-o din CNP. Da, e să... că nu m-au întrebat direct câți ani am, dar le-am dat cumva de înțeles. Deși și ei se întrebau, băi, Sebi asta e tânăr, gen mereu făceau glume că e tânăr, așa, uh -huh. dar nu știau că am 15-16 ani chiar cât aveam, știi? Și m-am văzut cu ei și, surprinzător, nimeni n-a strâmbat din nas, n-a zis nimic despre, despre vârstă Și atunci am început să mai uh, scap din frustrarea asta a mea, că eram uh, prea tânăr Că, până la urmă, munca pe care o făceam conta mai mult decât orice Cât timp oamenii erau super mulțumiți. și dădeam randament la, la muncă Conta mai puțin uh, vârsta pe care o aveam, eu știi Și da. am început să, să mă accept pe mine, din punctul ăsta de vedere și atunci când după ce au luat runda de investiții, am început să, să ne deschidem un mic office. Am luat am închiriat o parte a unui tech hub, se numește a unui coworking space de aici mm -hmm. la noi unde am început să, să lucrăm toată echipa. La început eram doar eu și, și inginerul de pe backend, Mihai și noi doi ne vedeam practic la la birou zilnic dimineață sau după amiază, nu mai știu cum aveam și programul la școală. Eu, în momentul ăsta eram la liceu. Mamă, deci tu trebuia să le gestionezi astea. Trebuia să gestionezi la minut, nu nu -mi permitea timpul deloc. Trebuia să ajung la ora X la școală, la ora Y la birou, să nu pară ceva dubios, <laughs> știi? și aveam școală după amiază, cum mi-am cam da, aveam școală după amiază și muncă dimineața. Ajungeam primul la, la job acolo ca să, să vadă lumea că eram ambițios ca așa. Și pe la șapte eram la birou, pe la 12, când se dădea pauza de masă, gen eu fugeam la școală, nu mergeam la toate orele. Eu intrasem la, la o școală, la o clasă de olimpici, în școala mea, știu unde. Mergasem la olimpiadă, am sărit mult, uh -huh. mare parte din poveste, am mers la Olimpiada de informatică și, cumva, în clasa asta de Olimpici în care eram, ne scutea de anumite ore de religie, de sport, ca să ne lasă să ne pregătim mai mult pentru Olimpiada. Deci, cumva, ne lăsa un pic mai lejer cu, cu uh -huh. școala. Deci, trebuia să merg la școală 2-3 ore pe zi. Și în pauza de masă la 12, eu mergeam 2-3 ore la școală, fugă apoi la birou, continuam jobul, a doua zi mă trezeam la fel. Știi, gen asta era viața mea, încercam să balansez școala cu, cu, cu Foarte tare. Ai, fost, ai, ai, avut așa, totuși ambiția asta născută de a gestiona și jobul ăla, că până la urmă... Da, nu, jobul a ajuns la un moment dat să fie primary focus pentru mine, mai mult decât școala. Tocmai asta a fost problema când am început să încrez să încrez creez divergențe cu profesorii la școală, că nu prea mai dădeam la ore și astea. Și la un moment dat a trebuit să le explic, ok, uitați de ce nu vin la școală, am jobul ăsta pe care îl fac pe lângă școală și clar școala rămâne, eu știam deja că trebuie să le dau lor dreptate, școala rămâne focusul meu principal, sub nicio formă nu pun școala pe locul 2. Și totuși nu le-a plăcut ideea că, că, mai am altă activitate pe lângă școală și că nu mă concentrez eu așa mult pe, pe orele lor la geografie, la biologie. Și am început să, am început să-mi fac probleme cu profesorii, mulți dintre ei au început să mă ia de băiatul rău, că nu mai veneam la unele ore de geografie, mai săream din săptămână în săptămână. Era erai uh, oaia neagră era a da, erai neascultător. Chiar am ajuns oaia neagră la școală, de unde mă plăceau toți profesorii, am ajuns când, când era vreo ascultare, eu eram primul ascultat, eu eram cel mai des ascultat la orice materie aveam cele mai multe teste, aveam colegi care chiuleau de la ore și nu li se zicea nimic. În schimb, eu când lipseam de la vreo oră, pac, absența în catalog direct, nu mai exista scutire pentru mine. Veneam cu scutiri, nu mi le mai accepta nimeni. Mă rog, na, am, început, am început să nu mă plac așa mult profesorii, fiindcă nu mai veneam la toate orele, știi? Și la un moment dat asta s-a, agravat într-un punct în care m-au amenințat cum mă exmatriculează din școală că am prea multe absențe. Acum, în clasa asta în care eram eu, și colegii mei erau olimpici la diverse materii, la fizică, la biologie, toată lumea lipsea, știi? Adică nu eram eu singurul și nici de departe nu eram cel care lipsea cel mai mult, știi? Pentru că ne lăsa mai multă libertate ca să ne pregătim pentru concursuri, pentru olimpiade. Eu foloseam timpul ăsta, în schimb, ca să merg la birou. Na, un da, pic dar diferit. Tot un asterix undeva. Da, aveam un mic asterix, dar to toată lumea lipsea, nu eram doar eu. În schimb, eu am fost luat în țintă pentru că am fost fraierul care a spus că îmi folosesc timpul ăsta ca să, să merg la jobul ăsta pe lângă și la un moment dat s au strâns în catalogul ăla foarte multe absențe în uh, dreptul numelui meu, chiar că colegii mei lipseau, ei nu aveau absențe puse în în schimb eu la fiecare absență au primit ori din toți profesorii mei de la, de la direcțiune să mi se tragă fiecare absență la mine, să nu se ierte nimic. De no. ne-am fost luat în vizor din start. Și la un moment dat s-au strâns 100 și ceva, 200 de absențe, nu mai știu, și știu că eram la birou. Uh, era 4-5 după amiază, ne pregăteam să mergem acasă, când primesc primesc mail de la, de la școală cu preaviz de exmatriculare sau ceva de genul. Și în așa de nicăieri, nu mi-a zis nimeni nimica. Profesorii, într-un fel, și direcțiunea au complotat în așa fel, încât doar le trebuia un minim de, de absențe ca să poată să mă exmatriculeze, un minim pe semestru, știi? Fost... Și eu nu m-am prins de chestia asta. Exact. Am zis că ok, o să-mi pună tot așa absențe, chiar dacă alți colegi lipseau, Gen, aveam ore unde efectiv eram singurul din clasă. Când la un moment dat trebuia să vin singurul din clasă, că eram singurul care primea absențe și nu îmi permiteam să, să lipsesc. Și știu că aveam faze amuzante când eram cu profa de religie la oră și eram singurul din clasă, eu cu ea. Și stăteam <laughs> și mă plângeam la ea, era singura care mă mai înțelegea. Uitați, doamna, ce toată lumea îmi pune absențe, eu nu fac nimic. Și înțelegea, îmi spunea, da, mă, Sebastian, te înțeleg, dar uite, asta, a fost, asta am primit ordine de la direcție să trecem fiecare absențe. Toți profesorii mei au primit ordin clar să, să mă ia în vizor pe mine. Și eu nu m-am prins de ce mult timp, nu înțelegeam de ce să-mi pună tot așa absențe pentru ce până la un moment, dacă poate le motivez cum le motivează restul colegilor. Dar nu, ei și-au făcut planul din start că vor să, uh, să strângă minimul ăla de absențe de care au nevoie ca să poată să mă exmatriculeze în, în semestrul respectiv. Eu nu m-am prins mult timp și când am primit mail-ul ăla cu preaviz exmatriculare, era miercuri, mi-am cam miercuri seară și am primit mail că în, în dimineața zilei de joi se va discuta în Consiliul Profesoral exmatricularea mea și a fost în științare, gen pentru părinți. Uh -huh. m Gen. El a fost cel mai scary moment din viața mea, zic, nu mai știam nimic. Gen, ideea că eu aș putea să fiu exmatriculat, că. Da, e că eram un elev bun, e că pentru Și... mine școala nu a fost niciodată locul 2 sau ceva. Gen, totdeauna de mic părinți au ținut școala, 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 școala. Gen, asta da. era focusul. Iar de la un elev bun la a mă vedea exmatriculat, când auziți, sunt tot felul de cazuri de. Copii problematici, care nu veneau la ore și făceau tot felul de nebunii, se drogau, se băteau și făceau. Eu eram un copil bun, eram un elev care învăța și, odată, am ajuns în exmatriculaj Cum ar fi văzut lumea? Cum știți? fost șocant așa să primesc mail-ul ăla. Uh, nu știam cum să le zic alor al mei, dar, aparent, au aflat înaintea mea, când am ajuns A, acasă, uh, pentru că aveau și mail-ul lor. Și, surprinzător, nu nu m-au certat așa cum, așa cum mă așteptam, pentru că până în momentul ăla deja ai mei cumva am luat să în tot, conflictul ăsta între mine și școală, pentru că vedeau că e un pic absurd faptul că trebuie să vin la fiecare oră de religie, eu când nimeni, altcineva nu mai vine, și totuși făceam ceva constructiv, făceam jobul ăla nu era pentru bani, în primul rând era experiență pe care puteam după să o folosesc la... Adică clar că știam mai mult mergând la job decât din a merge la ora de religie, de geografie, știi? Și au înțeles și ei că e un pic absurd și au început să-mi ia parte. De aia când am ajuns acasă, eu eram, mamă, a fost cel mai scary, cred că drum spre casă de la birou, pe l-am avut exact. vreodată. Uh, și, și, colegii de birou știu că eram, aveam birourile față în față, uh, se mărise echipa, eram vreo 4-5 deja. Și la un moment dat când am primit mail-ul, nu, știu, nu știu dacă am avut vreo reacție sau vreun suspin, ceva așa. M-a întrebat, m-a întrebat unul din ei dacă sunt ok. Cred că m-am albit la față sau ceva, nu mai știu ce, ce reacție m am avut, poate îmi suspind asta. Și m-a întrebat dacă sunt ok. Eu, da, 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 tot ok, nu, nimic. Gen, am vrut să play it cool, dar în mintea mea eram, mam, aveam pulsul 200, cred că eram pre-infart aproape acolo. M-am dus acasă, îmi tremurau dinții în gură și în drum spre casă. Nu știam cum să mă gândeam cum să le zic alor mei, cum să Na, super, Știi îmi frică să afecteze. Nu știu, stai seama, mă așteptam la o ceartă monstru să mă... Aoleo, ce mă gândeam în mintea mea. Și odată am ajuns acasă, uh, erau ai mei pe canapea, într-un fel, uh, ei aflaseră, cred că dinaintea mea, de, înainte să vină mail-ul, cred că a sunat de la școală să, să le explice situația. Și, da, așteptau să vadă dacă recunosc eu sau ceva. M-am dus la ei, am fost sincer, le-am zis, mamă, tată, am primit preavizul ăsta de exmatriculare, ei știau. Au zis că ok. Când am văzut că sunt atât de calmi, m a calmat și pe mine într-un fel. Au zis că înțeleg și ei. Acum nu m-au lăudat, nu erau prea mândri de, de ce s-a întâmplat. În schimb, știu că m-am dus cu amândoi la școală după să, să, să stăm să discutăm cu, cu directorul să să, să, rezolv, să, să vezi rezolvăm să dacă, da, dacă putem face ceva, că na, nu vreau să fie exmatriculat la startup-ul ăsta am lucrat în jur de 2 ani, 2 ani jumate, știi? Uh -huh. Iar perioada asta era aproape clasa 12, era clasa 12, aceea, de fapt, știi? trebuia de... să mă apropii de bac, de pierdă, aproape de, terminam de... liceu, adică <laughs> asta era oftica mai mare, că ok, mă exmatricula, nu că doamne freș aș vrut să vă exmatricula vreodată, dar mai ales în clasa 12, aceea, când mai erau câteva luni și terminam și eu școala, liceu și după puteam să-mi văd de treaba mea, puteam să mă uh, canalizez ca lumea pe pe carieră, uh -huh era foarte nasol să mă văd în postura aia, știi? Și m-am dus cu părinții la școală, să discutăm cu direcția, să vedem ce putem face ca să să, 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 evităm situația asta. După multe rugăminți cu directorul și back and forth cu părinții și ei, la un moment dat am văzut că mi-au luat parte, adică erau de partea mea, înțelegeau. Trebuia doar să-i convingă pe, 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 cei din direcțiune că ceea ce fac eu nu e nimic că... gen nu ilegal, dar nici cei de la școală nu înțelegeau conceptul cum poate un copil să aibă un job la vârsta aia. Adică au trebuit ale mei să stea să le explice un pic și tot nu le-a păsat după ce le-a explicat, pentru că ei aveau o singură chestie. Minte că vii la școală să înveți, mai ales că era un liceu privat, și acum nu vreau să-i vorbesc de rău ca să zic așa, dar ei cumva își făceau un renume din participarea asta la Olimpiade a elevilor și asta reducea numele mai departe, că după veneau părinții altor copii și ziceau, ia uite câți olimpici în școala asta, trebuie să-mi ducem copilul, că era un liceu privat. Eu am intrat pe bursă acolo, că na, eram olimpic la asta, dar alți copii așa își, așa își marketizau liceul prin rezultatele astea la olimpiade. Și când eu am început să nu mai particip la olimpiade, pentru că nu mai aveam timp să mă pregătesc și nu mai avea sens din punct de vedere al, al timpului meu, pentru că aveam o carieră deja, nu mai avea sens să mă focusez pe Olimpiade, care nu mi-a aduceau altceva decât na, niște rezultate pe care le puneam în, 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 în asta, în, în, vitrină acasă, dar nu, nu, ne vedeam materializate nimic. Și n-am mai participat no, și de asta le-a adus poate oftică, că ei okay? mi-au oferit bursa asta să particip la Olimpiade, să fiu în clasa asta de Olimpii și n-am mai participat, n-am mai făcut reclamă bună liceului și asta i-a supărat un pic. Uh, și până la urmă l-ai terminat? Ai reușit? Și asta zic, au, au discutat uh, ai mei cu, cu direcțiunea, a trebuit până la urmă să facem un compromis să uh, mă las de jobul ăsta. Na. Okay. Pentru mine a fost o lovitură așa, wow, cum puteam să le zic eu celor de la birou, că de fapt uh, sunt Sebastian Dobrincu, am uh, 16-17 ani cât aveam, mă rog, și de fapt sunt la liceu. Ei credeau că sunt exact ca ei, de asta nu puteam să... Mi-era greu să... Mă pun în postura lor cum mă cum înțelegeau ei pe mine, că ei erau efectiv full-time developeri. Eu eram full-time student, care era și developer, dar mă pretindeam că eram full-time developer acolo, știi? Și nu știam cum să le spun că, ok, trebuie să mă las de, de job-ul ăsta, să trebuie să demisionez, unde toate mergeau foarte bine, am început să avem și ceva traction cu, cu compania, deja ajunseam într-un stadiu în care lucrurile mergeau foarte bine și să le zic că demisionez, că de fapt sunt elev la liceu și profesorii, dacă nu mă las, mă exmatriculează, știi? Și mai, mai rău mă că mai aveam 3-4 luni și terminam școala. Adică dacă aș mai fi rezistat 3-4 luni, totul putea să fie frumos, continuam să lucrez acolo, dar n-am mai putut. A trebuit să, să le dau vestea că demisionez, nu mai știu ce motive personale am invocat eu, cu boli în familie, că nu știu ce, mă rog, penibil, dacă stau să mă mi aducam, de, nu m-au crezut și nici eu nu mă credeam dacă mă auzeam, dar na, a trebuit să demisionez, a trebuit să fac compromisul ăsta și să mă canalizez mai mult pe școală. Așa că m-am înrăit rău de tot, am început să am o ură față de școală, față de, de față de profesor, că nu m-au lăsat să-mi urmez pasiunea asta și atunci am înțeles cât de absurd e, 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 să asculți sfaturile tuturor, în special celor de la școală care au un vizor, un singur lucru, să vii la ori, să urmezi modelul pe care ți-l impunem noi, să fii la fel de bun și la biologie și la fizică și la toate astea, când pe mine nu mă interesau lucrurile la mă interesau mai mult să îmi dezvolt abilitățile mele tehnice ca după să le materializez într-o carieră. Pentru că de mergeam la școală, să pot să am un loc de muncă după să am, Asta era înțelegerea mea în, în ce ține de școală. Și mi-am dat seama cât de absurd e și am început să am o ură, așa, o ușoară ură față de, de școală. Am început să merg la toate orele, am început să, să continui, însă nu având pasiunea asta imensă pentru tehnologie, n-am putut să stau mult departe. Chiar dacă m-ai lăsat, aici, m -ai lăsat fără job, m-ai lăsat fără pasiunea aia, fără parte din, din mine, știi? Uh -huh. Ceea ce am făcut de pe la șapte, opt ani programarea aia, ai luat-o din mine cu totul și nu puteai să mă lași așa, că tot aveam drive-ul ăla drive imens. Mult mai mult mă pasionează să fac ceea ce făceam decât școala, știi? Uh, știi da. cum e? Câteodată toate experiențele astea sunt, eu le zic, un blessing in disguise. Exact. Că, dacă nu se întâmpla probabil episodul ăsta, Uh, nu-ți uh, venea ideea să exact, pornești exact, exact. ul Așa o văd și eu acum. E clar, a fost un blessing in disguise, pentru că atunci mi-am dat seama că, ok, nu mai pot să, nu permite timpul să, să am un job full-time unde trebuie să merg la, la birou, trebuie să -mi încep ceva al meu unde să să-mi permită programul, să pot să-mi fac eu singur schedule să-mi fac eu singur programul ăla să, să se pupe și cu școala în paralel, să nu mai am probleme cu orele, că lipsesc la școală sau mai știu eu ce. Așa ai ajuns la story hip. Și așa a pornit ideea că trebuie să-mi creez ceva al meu, dar nu știam ce și unde, de unde să încep. Am zis că nu vreau să mă întorc la freelancing, la contracting, la consulting, la mă rog, ce facem eu înainte să, să fac aplicații. Vreau să am o companie a mea, vreau să-mi creez uh, un startup al meu. Uh, în perioada aia era vacanța de Paște, ceva de genul, am fost la, la o conferință în, în New York. Și acolo, știu că într-o zi în care mă pregăteam să plec să termină conferința conferință, eram în New York cu o taică meu la un semafor și era un grup de fete lângă mine la, la semafor, undeva pe Fifth Avenue, undeva în New York. Și abia apăruse pe în perioada aia exista Snapchat uh -huh. și știi că Instagram mi-a copiat atunci, ei copiaseră cu, cu Instagram de, Stories nu? și abia apăruse de o săptămână două Stories pe Instagram. Și auzisem cum se plângea una din fete la, la prietenele ei că, mă, cât de greu e să sincronizezi storiurile ei de pe Snapchat în, cu cele de pe Instagram, știi, să aibă aceleași story pe ambele platforme. Și atunci am stat așa, era roșu la semafor, am stat și m-am gândit, băi, se plânge fata asta care are două conturi, are unul pe Snapchat și unul pe Instagram, dar sunt atâtea agenții care au clienți, au, mă gândeam la casele de muzică încă din Star, care, pentru că aveam prieteni care mai aveau agenții de social media și știam câte conturi de, de social media au ei sub, sub managerul lor, managementul uh -huh. lor, știi? Și mă gândeam dacă ea se plânge că e greu să sincronizeze, dacă companiile astea care au sute de conturi, cum fac atunci când un, un influencer postează pe Snapchat, să stea la fiecare să dea export la story pe Snapchat, să intre pe Instagram, să-l aplodeze acolo, deci asta a fost... Știu că nu, e, cred că nu era nicio... Nu există mără. nicio soluție, abia apăruse, în primul rând, nu era conceptul ăsta și până la urmă mă gândeam că pierzi o grămadă de rici pe social media postând doar pe singură platformă, când tu ai fan și pe Instagram și pe Snapchat, știi? Corect. Și mă gândeam la exemplele mari, la actori. Uh, uite, un exemplu concret cu care am ajuns să lucrăm după era Kevin Hart. Kevin Hart posta doar pe Snapchat, asta era platforma lui, asta îi plăcea, chiar era că a apărut în Instagram Stories și el avea o grămadă de fan pe Instagram, era foarte foarte unul dintre primii influencer mari pe, pe, Instagram, el posta doar pe Snapchat și pierdea o grămadă de, de reach pe care îl putea să-l aibă potential reach pe Instagram pentru că el posta doar pe Snapchat și nu se tăia el să dea export la fiecare story și omul posta, posta 20-30 de story pe zi. Știi? Și eu am gândit, dacă aș putea eu să, să creez o mică aplicație, o mică soluție care automat să sincronizeze story alea, să intre pe, pe Snapchat-ul lor, să le dau la deze, automat să se conecteze la, la API-ul de la Instagram și să le uploadeze acolo. Asta, uh, StoryHip l-ai pornit din România? sau uh, Eram în New York când mi-a venit ideea, însă eu eram că o zi înainte să mă întorc în, în România și mi-am propus imediat cum ajung în țară să văd dacă pot să creez eu un mic prototip la ideea asta de sincronizare. De aici a pornit StoryHip ca și, ca și idee de afacere, a fost de la conceptul ăsta de a sincroniza. Și m-am pus să creez un mic MVP eu pe cont propriu, știi? Dacă poți să, să creezi tot mecanismul de a downloada snap, snap și a uploada pe Instagram și procesul a fost, credem, foarte, mult mai complicat pentru că nu exista un, SDK, un API oficial de la, de la Snapchat și nici de la, de la Facebook. Și să-ți povestesc imediat ce workaround-uri am reușit să fac. Dar am reușit să creez un mic un mic prototip și chiar funcționa super bine. Adică ori de câte ori aplaudai un, un snap, automat platforma îl detecta, îl downloada în server, îl aplauda pe contul tău de Instagram, care amândouă și snap-ul și Instagram-ul tău erau conectate la, la platforma noastră, știi, la backend-ul nostru. Și îți statisticele de pe ambele. A, statisticile ce au venit după, dar ideea okay. inițială a pornit de la ideea de, de sincronizare. Am numit-o Story Hip Autopilot, asta a fost primul feature pe care, cu care am lansat compania. Și ți că aveam un prieten care avea o agenție de social media și prima oară l-am testat in-house cu ei, am zis, uh, știam cum fac ei chestia asta, că aveau pe cineva full-time care efectiv toată ziua stătea să downloadeze snap-urile uh, sau Instastory-urile clienților și să le aplodeze pe cealaltă platformă. Deci, efectiv, asta era jobul lui ziua, să stea ore în șir, să nu înțelegeți și am zis că e ridicol. Deci tu i-ai simplificat viața am de la... Am zis că vă salvez ore în șir cu chestia asta. Le-am arătat cum, ok, sincronizat, conectați-vă conturile astea la toți clienții voștri și automat face toată treaba, nu trebuie să, să faceți nimic. Și am testat o prima oară in-house cu, cu, ei, să vedem dacă într-adevăr funcționează. I-am întrebat după câteva zile cum merge, tot ok, vedeam deja cum utilizează pe, pe serverele mele, acolo am văzut că totul merge super bine au zis, wow, deci efectiv ne salvați ore în șir de muncă, muncă pe care noi putem acum, omul care era pus să facă chestia asta, poate să ocupe de altceva în, în agenție, nu să stea să, să sincronizeze story -uri. Și atunci am zis, ok, dacă vreți să mai continuați, dați-ne 50 de dolari pe lună pe... Uh... doar 50 de dolari? Asta e <laughs> că. Ți-am zis că nu, era prima mea aventură antreprenorială mai serioasă și abar n-aveam cât să cer, cât să așa. Mi se părea mie decent să dai 50 de dolari pe lună pe, pe cont de social media și au acceptat. Ți-am habar n-aveam cât să cer. Mă gândeam să cer 5 dolari, 5, 50, 100, nu știam cât, și își ar permite și ei. Așa că am făcut eu un mic calcul așa în funcție de cam câte ore le-aș salva. În retrospect, dacă s să mă gândesc, trebuia să cer de 10, 15 pe ori mai mult la cât timp le salvam, dar na, eram naiv și era prima, prima dată când, când așa aveam... Înveți. Corect. Nu, nu, cred că, cer, că cred. deci cred că oricare antreprenor a început, a pornit la drum și a trebuit să ceară bani întotdeauna, a cerut mai puțin decât trebuie, dar e o lecție necesară până la urmă și am simțit-o pe pielea mea și mă bucur totuși că am avut ocazia să, să trec și prin asta. Și le-am cerut 50 de dolari sau ceaia genul pe cont de social media. Au venit, au început cu 10 conturi, după au tot adăugat, au început să adauge mai mulți clienți. Și când am văzut că chestia asta se scalează, mi-am dat seama că trebuie să o scalez și eu la nivel de companie. Atunci încă nu era StoryHip, deci era efectiv o, o mică platformă pe care eu o construisem special pentru uz intern și să testez cu prietenul ăsta al meu care avea agenție de social media. Când am văzut că lucrurile merg și puteam să, să generez ceva profit uh, pasiv din chestia asta, mi-am contactat un bun prieten din, uh, din Arizona, din, uh, din America cu care lucrasem pe mai multe proiecte și știu că aveam un chemistry foarte bun. El nu, nu era pe ce ține de, de coding, de technical experience, în schimb, era omul care comunica mult, care îi plăcea să gestioneze partea de front face ca unei companii gen press releases, uh -huh. uh, Știi că nu e, până A, la urmă, când crezi o companie, de marketing. exact, un pic de marketing, un pic de PR, un pic de genul ăsta, să interacționeze cu, cu, clienți, să răspundă la mail-uri. Și împreună ne-am ne -am decis, l-am întrebat, ok, uite, avem, am creat conceptul ăsta, așa, nu vrei să începem să creăm o companie din, din chestia asta? Da, sună mișto și el era cu doi ani mai mare ca mine sau cea de genul, gen tot, eram vârste apropiate, știi? Și am început să creăm... Tu să... erai încă în România? Eu sau? eram încă în, în România, da. Mai Dar aveam... ai gândit direct Produsul pentru Global. Adică da, nu, nu, la... nu m-am gândit la România pentru că, în primul rând, nu nu știu dacă erau atât de multe agenții și use case uri la noi în țară pentru că vedeam mai multe în afară uh -huh. și din start m-am gândit că trebuie să să începem cu, cu piața de acolo. știi? Și împreună ne-am decis să, să începem compania asta. Ne-am dat seama că trebuie să, să luăm o mică rundă de investiții ca să accelerăm creșterea asta, dar până acolo ne trebuia un, uh, un produs mai ro robust, un pic, de, un pic de tracțiune. Un pic de tracțiune, exact. Nu putem să mergem cu un singur client, cu agenția asta, pe un nivel și să arătăm că e ok, e suficient, dar uh, ne-am pus, am uh, brainstormuit nume, mi-a venit ideea cu story hip, pentru că era un hip de story și noi încercam să le sortăm, să le, uh, să le gestionăm mai, uh, mai mai concret și am incorporat compania în, în, state, am început să lucrăm în serios, am, am, lucrat, eu făceam și parte de design, făceam și parte de, de coding, prietenul meu s-a ocupat pe ce ține de PR, de cum creează pitch-uri, am început să creăm un pitch de, pentru investitori. Uh, și de, apropo de, de, soluția tehnică, la început, până să apară API-uri, cum, cum, sunt în ziua de azi la, de la Facebook, și de la Instagram și Snapchat, nu existau astea și singura modalitate de a, de a downloada story-urile alea, a trebuit să emulăm. Deci mi-am creat un fel de uh, cluster de telefoane de Android, vreo 10-15 telefoane de astea super ieftine Android. Le-am conectat pe toate într-un uh, într cluster de astea. Mi-am creat un panou special de lemn unde le-am pus pe toate ca la un... Știi cum mai vezi farm de astea în China cum testează da, telefoane și tot? Da, și... To și... E, da, cum ce -o fac ei acolo. Așa mi-am creat eu unde am conectat toate telefoanele la un laptop într-un hub, mi-am luat un hub cu vreo 15 porturi USB, am conectat toate telefoanele la, la hub-ul ăla, hub ăla la laptop și mi-am creat un server unde emulam pe Android, practic tot procesul de login pe, pe Snapchat, simulam tapurile gen. Ca wow. să, ca să mă loc, de gen. A fost super... Uh, deci, practic, voi n-ați avut resursele disponibile, dar ați fost resourceful. Ați găsit voi da, variantele da, nu, prin Nu care aveam sunt. altă soluție, practic, ca să, să, să fac chestia asta posibilă altfel decât să emulez, adică m-am folosit de ce am avut, nu aveam API-uri, am vorbit cu cei de la Facebook mult timp, le-am zis aveți de gând să, să lăsați un API ceva, da, da urmează, urmează, dar tot au trecut timp și am văzut că nu, încă nu se mișcă nimic, am creat singur soluția asta, după la fel a trebuit să reproduc după ce am downloadat Snap-ul de pe și chestia asta, cum le downloadam nu puteai să, trebuia să fac printr-un screen capture să downloadez Snap-urile, știi? și după trebuia să fac un pic de Evitarie, video processing, da, pe, ca să scot numele de sus și loading, ai, că nu știu, de chestii. super, <laughs> gen, da, așa, știi, uh -huh. toată implementarea asta, dar mergea, gen, am, am o, ajustat -am o la ea atât de mult până a ajuns să meargă atât de smooth, efectiv, în momentul în care un client da un snap, pac, se trimitea request la serverul nostru de, de telefoane și nu vrei să știi, mai cădea serverul mai că mi-a câteată, mi-am scotea laptopul din priză, știi unde, și laptopul era gen server, unde țineam conectat la ține toate telefoanele, țineam acasă, știi, și mă trezeam la 3-4 dimineața că aveam alert pe telefon când cădea serverul sau ceva mamă, ce, ce aventură am avut și acolo, stăteam cu orele în șir să rezolv serverul când cădea se deconectau telefoanele nu mai mergeau cablurile USB, trebuia să văd care era, dar într-un final am reușit să creez o soluție ca efectiv atunci când un, client posta ceva pe platformă, serverul detecta, primea request serverul, trimitea spre serverul clasa ăsta de telefoane, pe telefon, pac, intra, simula tap events, să se logheze pe cont, Foarte intra, reuși. downloada story schimba aplicația, intra pe Instagram, de exemplu, se loga din nou, uploada, trimitea request la server că s-a terminat tot, pac, a marcat ca ca uploaded și totul mergea super smooth. Gen, eu m-am, m, -am, m -am uimit pe mine de cât de bine am reușit să fac să meargă, la cât am bibilit și cât am ajustat acolo totul la, la, milimetru, a ajuns să meargă super bine. Și... Cum, ai, cum ai făcut trecerea spre Silicon Valley? Cum te-ai mutat acolo? da. Care a fost? După ce, după, ce, am creat soluția asta de autopilot, am văzut că am început să avem ceva clienți, și mulți ne, ne cereau uh, dacă putem face ceva în zona de statistici, pentru că până la momentul respectiv și prietenul ăsta al meu cu agenția uh, efectiv downloadau într-un Excel, sau am mai auzit de cazuri unde, unde scriau pe foaie efectiv numărul de view-uri la un story ca să măsoare engage, engagement-ul. Știi că nu existau platforme care să măsoare engagement-ul pe story-uri și chestii de genul și formatul era... a explodat dintr-o dată tot ce ține de story-uri. Știi că dintr-o dată a început să fie boom-ul ăsta, toată lumea a început să folosească story-uri și... Uh, atunci am început să, să vedem oportunitatea mult mai mare decât doar partea de sincronizare de story -uri. am început să vedem partea de analytics, unde putem să, să ducem în zona de statistică, iar după în zona de optimizări și zona de scheduling la stories, adică am început să vedem imaginea mult mai mare cum am putea să creștem compania să ceva mult mai mare decât uh, ceea ce ține de 50 de dolari pe lună ca să sincronizezi story-urile, știi. Și atunci am început să facem uh, un pitch deck cu viziunea mai mare în ansamblu, ok, produsele avem o dată autopilot care se ocupă de sincronizare, avem partea de analytics, avem partea de scheduling la story și am început să facem un pitch deck pe care l-am l-am folosit ca să pitchuim diversi angel investors, am încercat și la Y Combinator, din păcate nu ne-au acceptat, eram prea tineri, a fost motivul, ceea ce mă mir pentru că, na, deviza lor e că nu contează vârsta, nu contează background-ul și asta, dar na, Ideea le-a plăcut, adică am, am, am trecut de screening-ul inițial, am avut un, un interviu cu cei de la YC și mm -hmm. le plăcea ideea super mult și vedeau potențialul, dar era prea tineri ca să, să ne relocăm și toate astea și na. Și ați găsit investitori, ați găsit vc piciuit, engine? Am piciuit tot felul de acceleratoare, tot, tot felul de, de VC-uri și la un moment dat, totul mai interesul clar era că vedeau oportunitatea, însă toți aveau câte un, o reținere, că eram prea tineri, că era prea hacky soluția pentru momentul respectiv, deși noi le, le explicam că ok, urmează să lanseze un API și atunci nu o să mai fie de hacky toată treaba asta, o să fie ok. Dar toți strâmbau din asta, toți ok, când o să apară, mai dați-ne un apel și discutăm atunci, na. Până la urmă am găsit un investitor din New York care a venit tot printr-o printr conexiune mai veche un net un, din network-ul meu, un prieten mm -hmm. mai vechi care m-a conectat cu tipul ăsta din New York, care uh, făcea angel investing on the site și a, ne-a oferit o rundă de 100.000 atunci ca să punem uh, să, să punem bazele în în statea companiei. Am încheiat runda asta de investiții, investiții de seed financing pentru 10%. Ne-am mutat eu, m-am mutat în, în New York ca să continui să să creștem afacerea, terminasem între timp școala, mă am mutasem în New York. Uh, și acolo am început să să începem în serios să creștem compania. Încă din momentul în care am aterizat în New York, am știut din start motivul pentru care am ajuns să cresc compania. Și chiar dacă a fost uh, un pic scary așa la 17 ani să, să mă mut din, uh, din București, în... Din, uh, un pic. Un pic că stai, 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 na. Totuși, faptul că am venit cu o misiune clară în minte și știam exact ce vreau să fac, că cumva m-a știți, și am știut că nu sunt așa doar zbur și eu prin New York pe aici, nu știu ce se întâmplă, am știut ce vreau să fac și eram super canalizat. Uh, lucram la un, uh, un coworking space, a început până să începem să ne uh, deschidem birouri acolo. Și pas cu pas am început să creștem în compania, am început să, să încheiem deal-uri on în, uh, a one-to-one -one basis cu companii, companii nu mai era doar 50 de dolari pe lună, am început între timp să să angajăm, să recrutăm uh, oameni pe ce ține de design, pe ce ține de engineering și să S -s creăm. luat în state oameni? Da, am început, am început. Prima oară am luat române. contractors uh, care să ne ajute să creăm toate feature-urile astea ce ține de analytics ca să accelerăm toate. Eu puteam mm. să le fac și singur dar ar fi durat mult mai mult și n-avea sens pentru că oportunitatea era clară atunci când uh, Formatul ăsta de stories era super trending, era super uh, când a explodat. Și ne-am folosit de runda asta de investiții ca să angajăm oameni uh, pe ce ține de design, de engineering, de marketing, ca să, de sales, să creăm toate feature-urile astea noi pe care ni le-am uh, le propus. Am început să încheiem uh, contracte cu, cu case de producție, pentru că am văzut un use case foarte mare acolo, case de muzică, pentru că ele aveau un principal... Uh, uh, cel mai mare use case, asta, Exact, da. exact, pentru că aveau sute de artiști. Fiecare artist era pe social media automat, acolo era fanbase-ul lor, știi. Și când semnai cu un contract cu o casă de producție, ei veneau cu 100-200 de artiști știi? și puteai să faci un deal personalizat în funcție și de nevoile lor și de câte conturi aveai, ceva scalabil și am început să, să încheiem contracte anuale care ne au adus un cash flow mult mai uh, mai predictibil decât ăia 50 de dolari pe lună pe care i ceream noi până atunci. Am început să scoatem de tot planurile astea uh, individuals exact individual. free și Ați mai ridicat bani după aia sau n-a mai fost nevoie. După n-a mai fost nevoie pentru că am început să ne creăm un cash flow atât de ok încât am putut să ne am devenit profitabil super rapid, ceea o, ce a fost foarte, un caz foarte fericit și pentru noi și pentru investitorul nostru care am început să... Între timp l-am cumpărat, după câteva luni am cumpărat oh. investiția înapoi, de el și-a făcut un return foarte bun și într-un fel îmi place să cred că am fost la locul potrivit, în momentul potrivit ne-a foarte mult faptul că presa vorbea foarte mult de, despre stories, despre formatul ăsta și că a explodat atât de repede, am început să să căpătăm PR. Foarte repede am apărut în bloguri mari, în TechCrunch, în Mashable, în am început să scrie despre noi, despre soluții și ne-am răspândit foarte repede. Plus că industria muzicală în care noi ne, pe care noi ne concentrăm, în care noi activam în principal momentul respectiv, era foarte comunicativă și cum un brand gen Interscope Records a început să ne folosească soluția, echipele lor de marketing au început să discute cu alte case de producție și într-o dată It a venit, și, exact, a, venit și, a venit și Universal Music la noi. Am auzit că și de la Interscope folosesc platforma voastră așa. Avem și noi nevoie de asta. Nu, intrăm într-un demo ca să vedem dacă, dacă putem să, să, folosim și noi. Și am început să, să semnăm cât mai multe contracte cu un principal cu casele de producție. Am ajuns să le avem cam pe toate cele mari din, din Los Angeles. După am început să vină bloguri mari, Blavity, tot felul de, de site-uri de genul Buzzfeed, și după oh. am început să ne extindem pe prânduri mult mai nișate, gen companii aeriene, lanțuri de hoteluri. Marriott a fost unul dintre primii clienți. După am văzut un use case mare în agenții de media, Vayner Media, a început să folosească și tot felul de, de agenții de, de genul de media. Și de acolo am început să, să ne extindem și noi ca echipă, am, am început să generăm un cash flow pozitiv, am putut să angajăm mai mult. Am început să angajăm în principal pe ce ține de sales și, și zona asta de customer success, pentru că fiecare client avea un use case diferit, era un pic diferit modul în care vrea să folosească uh, Interscope Records, platforma față de British Airways sau cu, știu, o altă companie, știi? Cum ai învățat să faci toate, toate astea? Că bani că a fost, și asta a fost un proces din ăsta self-educating legat de scalarea unei companii, mai ales în state. Da. Tu plecai din România, erai în, erai în state și uh, ai fost nevoit de împrejură să înveți cum să scalezi o companie. Da. Cum s-a întâmplat? E mai, fel, mai ușor acolo fel, uh... să o faci decât în România? Știi, asta. Story a fost într-un fel și prima mea aventură antreprenorială foarte serioasă. Am mai avut până atunci aplicații și inițiative de a-mi crea eu propria mea companie, propriu startup, dar nu s-au materializat. Însă asta a fost prima inițiativă serioasă și chiar prima s-a materializat în ceva, în ceva concret. Însă am făcut o grămadă de deșeli, greșeli încă de la început pentru că am învățat doar din, din trial and error și am făcut greșeli încă de la, de la, comunicarea cu clienți, la modul în care am angajat. Mi-a cam primul interviu când a trebuit să angajez pe cineva. Eu fusesem doar pe partea cealaltă a mesei până în momentul respectiv să fiu angajat. Am făcut interviuri pe partea cealaltă. Dar într-o dată să, să, angajez eu pe cineva a trebuit să, să, să trec printr-un proces total nou de gândire. Să văd cam ce întrebări ar trebui să pun ca să văd dacă e candidatul ideal, dacă dacă e persoana cu care aș vrea să lucrezi de zi, știi? Uh -huh. Și s-au schimbat cumva lucrurile. A trebui să iau o, o cu totul altfel de gândire, să-mi abordez lucrurile cu totul diferit. Și am deci aveam un alt rol. Da, aveam, eram cu totul, da, aveam altă responsabilitate și am făcut foarte multe greșeli. Mi-am în primul interviu, uh, întrebările mele erau, le luasem de pe Google undeva, gen ce ar trebui să întreb pe cineva pe un sales representative când așa. Și am început să întreb, zi o, o situație în care ai fost pus într-o o situație dificilă de un client sau chestii de astea super clișeice, ce am citit pe Google, care, na, în retrospectivă, nu te ajută așa mult să identifici dacă ăla e un candidat potrivit, dacă are experiența necesară, dar nici că aveam eu la rândul meu o idee cum, cum ar trebui să angajez, cum, mă, cum afli dacă persoana respectivă e potrivită pentru rolul pe care, îl, pe care îl, cauți. Deci am făcut toate greșelile umane, de la cere bani mai puțin pe ceea ce oferi, la a angajat superficial și a trebuit să, să dai oamenii afară foarte repede, la ține oameni în companie mult mai mult decât ar fi trebuit când ai văzut că nu funcționează. Am făcut tot felul de greșeli la modul în care prezentam soluțiile clienților, la angaja prea târziu poate, pe anumite poziții. Am zis că ok, mult timp pe sales, noi am amânat partea de sales să recrutăm pe partea asta, pentru că noi, eu și cu cofondatorul meu, Credeam că noi suntem cei mai în măsură să explicăm soluția și demourile pe care le făceam cu companiile, noi le făceam pentru că am piciuit soluția asta de atâtea ori încât aveam un pitch perfect la detaliu. Știam exact unde să punctez, în așa fel mm -hmm. încât să, să speculezi înainte ce urmează să întrebe sau să gândească clientul, în așa fel încât să-l convinc că e o soluție bună pentru ei și să close the deal, știi? Adică mi era greu să cred că cineva pe care noi am angajat ar putea să, să vândă cu același interes soluția noastră. Și am făcut și greșeala asta, să angajăm mult prea târziu pe anumite poziții dar uh, trial and error doar așa poți să, să evoluezi și cred că așa am, uh, am evoluat încă de la început în, în carieră. Am uh, am ai încercat, am încercat, am, ușit, am eșuat, dacă... dar până la urmă capeți o experiență din fiecare eșec. Important este să nu faci aceeași greșeală de două ori. Dar uh, cât timp uh, ai ocazia să greșești și să înveți din greșeli, poți doar să evoluezi acolo și da, chiar dacă am făcut greșeli de amator pe care acum la care mă uit în spate și râd, mă bucur că le-am făcut de vreme ca să nu ajung să le fac mai târziu, când miza era mult mai mare și mă bucur că toate lucrurile astea m-au adus în poziția în care sunt în ziua de azi până la urmă și să evolueze lucrurile cum au evoluat. Absolut. Vreau să te mai întreb, cum ai regăsit mindset-ul de state comparativ cu România? cum e Ce e diferit? Ce crezi că am putea importa de acolo, dacă îi să o luăm așa? Sau uh, crezi că ar trebui să ne ducem până acolo, să vedem cum e și să venim înapoi? care cum, cum o simți tu? Pentru că ai și experiența României, ai și experiența Silicon Valley. Te-ai lovit de probleme și acolo și aici. Cum percepi? Mm -hmm. uh. Cred că cel mai important lucru pe care putem să-l schimbăm e mentalitatea și cât de sus ne setăm, setăm ținta. Pentru că avem oameni, din punct de vedere tehnic, noi avem oameni extraordinari. De bine echipați. Și în Silicon Valley, majoritatea inginerilor de top cu care am lucrat și pe care am cunoscut, foarte mulți erau români, în special din zona aia, din Transilvania. Suntem un produs de export din punct de vedere tehnic extraordinar, un fel de India al, al Europei. Din punct de vedere tehnic, exportăm foarte mult talent. În schimb, nu avem atâta inițiativa antreprenorială și inițiativa aia puțină pe care o avem se plafonează foarte repede și nu se tează de suficient de sus încât să materializeze ambiția într-o companie. Pentru că cea mai grea parte din companie e ok. La început ești super entuziasmat, o începi. Mamă, ce, ce o să ne gândim, mamă, dacă reușim chestia asta, o să facem sute de milioane, market potential market-ul e de un miliard, de nu știu ce, dacă reușim să avem 1% din care și asta e o gândire superficială. Ești super entuziasmat la început, după încep să apară problemele încetul cu încetul. Ok, parcă ne o problemă tehnică, nu avem așa mult traction cum ne gândeam, ne e greu să, 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 marketizăm, asta, încep să apară problemele și atunci te descurajezi, alții poate au alte probleme, că trebuie să renunțe la un job, care din nou e un pas destul de, de dificil pentru mulți, știi, să facă trecerea de la să renunțe la job ca să se canalizeze 100% pe, pe ceva foarte nesigur, care un startup-uri e cele mai nesigure chestii. Șansele de, de succes sunt 0.01% din, din startup-uri reușesc să, să devină profitabil Și cred că ce am putea schimba este să, să riscăm mai mult. Dacă chiar vrei să reușești, în, în, în special în, în zona de startup-uri, trebuie să iei niște riscuri imense. Eu am avut norocul să fiu foarte tânăr când, când, am început și nu aveam așa mult de pus de riscat. Nu aveam o familie, nu aveam un job care să zic că dacă îl pierd, rămân, rămân fără salariu, rămân fără învenit. Adică aveam tot drumul în față și nu am avut așa mult de pierdut. Însă am avut și eu riscurile mele, riscul de a fi exmatriculat, ex riscul de a rămâne fără, fără liceu, fără facultate. Și... Clar, cred că cel mai important lucru e dacă putem să țintim cât mai sus, să riscăm, poate mai mult să nu ne, să nu ne mulțumim cu, cu, puțin. Văd foarte multe și sunt oarecum conectat cu ecosistemul nostru de startup-uri de la noi din țară și văd unele inițiative foarte, foarte bune. Oameni care au început mai nou să se, să se mute în Valley, chiar ca să-și crească companiile și de obicei alea care pleacă sunt alea care, care reușesc. Și totuși cred că motivul pentru care asta se întâmplă, pentru care doar alea care pleacă în afară reușesc să aibă ceva atracție pentru că sunt expuși la mentalitatea de acolo, la mentalitatea de hustle într-un fel, dar totuși... Cal productiv, productiv. Productiv, exact. Calculat totul, nu doar ok, stai 24 de ore pe zi și programez, că nu te ajută. Într-adevăr, sunt etape și etape în, în life cycle unei companii și am avut etape la început cel puțin primele săptămâni, luni, când lucram efectiv de când răsărea soarele până apunea, nu mai îmi ziceau ai mei să mă mai odihnesc, dormeam 3-4 ore pe noapte și sunt etape și etape și cred că, mai ales în, în începutul unei companii, trebuie să sacrifici ore de somn și e necesar pentru că e o cursă, în primul rând, e un race, tot ce ține de, de startup ai competiție, ai, vrei, vrei, să, să, să te miști cât mai repede și trebuie să sacrifici din, din plăcerile personale, poate ca să te miști mai repede, dar în mare, trebuie să balancezi lucrurile astfel încât să gândești că cele mai importante decizii sunt alea strategice, nu doar orele pe care le pui, pentru că poți, la un moment dat, dacă ai o idee viabilă, dacă ai un concept viabil, dacă ai o strategie de marketing, de sales care funcționează, poți să angajezi oameni care să să mai deleghezi din, din activitățile tale, să nu trebuie să stai 12 ore pe zi să programezi tu o soluție, să faci design-ul la, 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 la soluția ta. Deci, cam asta e. În primul rând e multă muncă, clar mult efort, să faci un sacrificiu mare la început, poate să sacrifici timpul personal, plăcerile personale, dar trebuie și să realizezi că nu o să vină lucrurile pe suna, deși trebuie să, atunci când ai de greu, pentru că atunci se pierce mai mult când dau de greu și văd că lucrurile nu merg, că nu au traction, că poate nu merg lucrurile chiar atât de ușor cum se așteptau, atunci renunță și poate se întorc la job, se focuseze doar pe job și renunță la ideea de a-și începe ceva sau le moare toată ambiția asta, atunci renunță și se plafonează. Crezi că și comunitatea antreprenorială din Silicon Valley sau din state ajută mult mai mult antreprenorii Cred care au... Cred că cel au... mai mult ajută din punct de vedere al sportului. E mult mai suportivă pentru că, în primul rând, e mult mai mare comunitatea de, de antreprenori care pleacă la drum în, în zona asta și se sprijină între ei, de -aia sunt și inițiative ca YC care creează beciuri în care... În care companiile se pot ajuta între ele, sprijini, în primul rând pentru că o mare problemă în, în a începe o companie e motivația, pentru că o pierzi la un moment dat când vezi că lucrurile nu merg chiar atât de, de smooth cum te așteptai și cred că cel mai important lucru e să ai sprijin și să rămâi focusat pe misiunea ta și cred că asta e avantajul principal al unei comunități de genul în Silicon Valley, pentru că ai sprijinul altor oameni care sunt în aceeași postură ca tine, ceea ce la noi e mai greu găsești pentru că nu avem un ecosistem atât de dezvoltat. Și poate, uite, pe asta am putea să, să, ne axăm, să, să creăm un ecosistem mai strâns legat unde să ne, să ne suportăm unii pe alții, să ne susținem în, în activitatea asta și așa cred că ne-am mărit și șansele de succes. Mie îmi place să cred și am o vorbă mea că singura modalitate dovedită, singurul mod dovedit de a, statistic de a-ți crește șansele de succes este să încerci mai mult. Pentru că dacă nu încerci, să zicem, din trei încercări poate una ți iesă. Dacă încerci odată și te dai bătut, șansele sunt mult mai mici, știi? Și cred de că asta putem să încercăm mult mai mult să, să ne maximizăm șansele să de succes. Și dacă ne-am susține între noi mai, mai, mai activ, am reușit să avem uh, și până la urmă, startup-urile sunt și o loterie, nu? Adică doar câteva reușesc să, să exceleze, să devină profitabile, să devină business-uri viabile. Dar trebuie să avem multe, ca dar să iasă ne câteva trebuie, de ne trebuie, ne trebuie volum, exact. Ne trebuie, ne trebuie mult de aia și YC se bazează pe o cantitate mare, un volum mare de startup pe care, în care investesc, dar, dar ele remizează pe două, trei companii care o să le aducă return-uri. Până la urmă, Dropbox le-a făcut return la, la Y de exemplu, cât pentru alte mii de companii pe care, în care au investit și nu au, nu s-au materializat în nimic. Ne trebuie, ne trebuie volum și ne trebuie oameni care să, să plece la drum, să pornească inițiative de genul, și cred că acolo e, e cheia succesului, și, și în România. Să avem cât mai mulți oameni care să înceapă uh, proiecte și startup-uri. Sebastian Mersi tare mult, Mersi ești și o inspirație. Eu și eu. să știi că nu te mai întreb de muzică pentru că acum ești în media tour, toată lumea da. o să știe despre, se poate afla, <laughs> se poate afla ușor acum. Man. Felicitări și pentru pentru Mersi mult. Mersi succesul tău în muzică și uh, chiar să am ascultat piesa păripită astăzi ca să mi în cap. Mă bucur, bucur. bucur. merci It's in my head. <laughs> On your mind, <laughs> in my mind, <laughs> yes. exact. Uh, fanul tău, uh, <laughs> sigur mă, și felicitări. eu sunt fanul tău și felicitări și ție <laughs> pentru tot ce ai realizat. Și uite, avem nevoie și avem nevoie, oameni ca tine care pot să seteze un exemplu pozitiv în, în țara noastră și să arate că se poate, pentru că cel mai bun mod de a, de a inspira pe cineva e prin exemple, până la urmă. Uite, îți spun sincer pentru că un lucru pe care nu l-am mai spus până acum, dar mult timp am avut un prieten în state care. Nu o să-i dau numele, pentru că, mă rog, situația mai e așa, dar. Uh, și începuse o companie și eram prieten dinainte să, să aibă el oarecum succes în zona de startup-uri, dar mult timp l-am văzut gen ca principala mea sursă de motivație. El era motivul pentru care mă trezeam dimineață și simțeam că pot să fiu și eu ca el. Așa să aibă o companie care acum are câteva zeci, nu știu dacă se apropie de sute de milioane în valuation și el a fost practic drive-ul meu zilnic când am văzut că se poate, Ca am un exemplu în, chiar în cercurile mele de, de prieteni Uh, un exemplu care a reușit, atunci m am motivat și pe mine mai mult și chiar dacă am trecut prin situații grele când poate vreau să renunț, am zis păi dacă el a putut, ce m a oprit pe mine? Faptul că, că mă, mă, mă plafonez la, la o chestie mică, la o problemă de marketing, la o problemă de, de software de, pe care pot să trec. Gen, am avut un exemplu m-a ghidat prin, prin exemplu și cred că asta, uh, asta putem face și noi la rândul nostru să, să oferim un exemplu oamenilor care, care vor să încerce și să ne folosească pe noi măcar ca un exemplu de, de motivație în a, a face primul pas și atunci când dau de greu să vadă că se poate. Dar trebuie multă perseverență și multă ambiție atunci când dai de greu ca să, să treci peste astfel de situații. Și mă bucur că, uite, avem exemplu, oameni ca tine care pot să se teze un exemplu și să inspire pe alții să, să înceapă proiecte și să continue pe ele. Mersi tare Mersi. mult Mersi pentru tot. De asta am făcut și podcastul ăsta. Sper să avem cât mai mulți invitați ca tine. Sper să te mai am o dată invitat mare cât, drag. cât da. de curând. Discutăm și mai pe larg. Da. Deci am fi putut sta aici, cred că, trei da. ore da. Să, da. să povestim. Mersi tare mult, Mul mult succes și în eu. ce faci și Mul pe data viitoare. Mult succes și cu podcastul. podcast papa. Îți mulțumesc că ai rămas alături de noi până la final în acest episod neascultătorii. Nu uita, feedback-ul tău e foarte important pentru mine, așa că lasă-mi un mesaj pe site sau pe pagina mea de Facebook cu păreri, întrebări și, de ce nu, chiar recomandări de alți invitați pe care ți-ai dorit să-i asculti în episoadele viitoare. Toate episoadele vor fi disponibile pe sergiubilis.ro și pe toate platformele principale de ascultat podcast-uri. Pe curând!